Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Ne-a spus un cetățean aici pe YouTube că nu să renunțăm la rubrica asta, că nu ne pricepem. Ar fi nepoliticos și ar fi o formă de îngânfare din partea mea să public așa ceva pe Facebook sau oriunde. Și asta a trebuit să mă întoarc un pic la scrisul de mână, care are marele dezavantaj că eu nu mi-l înțeleg. Că se uită. Da, ești un medicinist. În episodul viitor vom avea un invitat intercontinental. Da, atât. Adică o vedetă atât de mare cât este chiar intercontinentală. Da. A lucrat cam pe toate continentele. Da, și cred că stă și la intercontinental când vine în România. Nu. Și au zis moștenitorii, nu, că le așteptăm, așteptăm noi, nu le trimite acolo. Da. Tranzacționăm noi, că ne pricepem. Da, ne ocupăm noi. Moștenitorii. Nu mai bine vă luați dumneavoastră altă carte, ai venit cu una nouă, că pe asta am greșit-o, da. Lăsați aici pentru cine se potrivește, și din clasa 5 am descoperit viața adevărată. Și adio, premii, mențiuni, performanță școlară. Vorba ta, și spun, bă, viața de-a lungul timpului e și nedreaptă. Adică trebuie la un moment dat să știi să ieși din pumnii ăștia și să faci niște lucruri. Făceam festivitatea de premiere în birou președintelui de federație și pe ceilalți de la locul 4 în jos îi trimiteam acasă. Adevărul este că în ziua de astăzi, cu toate descoperirile, nanotehnologie, microscop, mergem pe Marte și așa mai departe, încă nu am reușit să facem viori mai bune decât a reușit Antonio Stradivarius cu niște instrumente extrem de rudimentare. În pandemie, când erau concerte cu asistență rarefiată, ți-a părut chiar bine că i-a sunat unuia telefonul. Da, era un semn de viață. Adică... A fost un moment din ăsta, evrica, doamne, venea să merg la el să-l îmbrățișez, nu? Pentru că în pandemie, într-adevăr, a fost un moment, după lockdown, deci după închiderea aia forțată, a fost un moment în care noi muzicienii ne înțoleam la 4 ace, ne luam instrumentele, la oră fixă ne suiam pe scenă și cântam în fața unor săli goale. Până și dentistul și-a dat seama că sunt violonist și nu că m-ar fi cunoscut la momentul respectiv. S-a uitat la dinții mei și a zis, opa, ce faceți? Cântați la un instrument. În ciuda recomandărilor venite de la specialiști, că nu cum să cânți atâta Enescu, cum să cânți o oră și jumătate de Enescu, e plicticos, nu se poate, trebuie să-i păcălești. I-am spus, zic, marele meu pariu cu tine este să te pun să comentezi un meci de fotbal. Dacă și la asta te pricepi, înseamnă că ești absolut suspect. Muzica clasică moare de sute de ani și se tot cântă prohodul și este mereu în criză și publicul dispare și așa mai departe. Adică nu este nimic nou. Noi în stilul ăsta trăim. Și m-am hotărât tura asta după ce i-am văzut pe 12 de Denisa Comănescu conversând, așa am zis, bă, mă duc să fac și eu franceză, să nu mai fiu handicapat. Face o primă observație epocală despre armata română, spune, este o armată excelent dezorganizată decât o înjurătură de mort. Sigur a fost mai elegant. Chiar noi de ce vorbim despre torturi, că e ceva ce tu n-ai voie. Am și accentuat dublu. Da. Torturi sau torturi? Pentru mine, torturile sunt torturi pentru că n-am voie. Știi că aș fi putut să nu fiu aici, pentru că... Și eu ce făceam? Foarte bună întrebare. Ați zis Dumitriu, și eu ce fac, Mircea? Da, bună asta, pentru cine nu știe cine era Radu Bancea. Radu Bancea, Căutați pe YouTube, da, farsa făcută lui Dumitriu când era antrenor la Rapid. Da, și când era în procesul etapă. Da. Și a zis Lucescu că se întoarce, un Lucescu i-a zis că se întoarce la telefon, era toată povestea, că se întoarce, că acolo sunt niște probleme mari și mă gândesc că să mă întorc în țară la Rapid și Țiții Dumitriu, care era la Rapid, a întrebat și eu ce fac, Mircea. Da. Bună asta, da. Dar eu puteam să fiu într-o excursie, m-a căutat cineva și mi-a zis, uite, acum, pe moment... Dacă vrei să pleci undeva în Turcia, frumos, știi? Dar era de pe zi pe alta și m-am gândit așa... Bine. Ce, nu-ți plac astea de pe zi pe alta? Dar ție-ți plac? Da. Da? Am și făcut. Da. Mi-ar fi plăcut, am zis, adică, nu știu, am stat așa, zic, băi, cum ar fi viața să pot să lași baltă, culmea că a doua zi era și sâmbătă. Și intram și în concediu și zic, cum ar fi să lași baltă toate astea? Toate interesele, ca la Topârcean. Exact, toate interesele și să pleci, știi? Și mă uitam așa pe agenda, zic, podcast, aoleo, cu tare, la muncă mai aveam de terminat niște lucruri, cu tare. Și zic, cum ar fi să pleci? Să zic, bă, las că mai văd eu. Nu, eu te înțelegeam. Știi? Serios, da? Cred că eram singurul. Îți dădeam telefon și spuneam, Radule, nu mai vin, tată, că...
Când okay. avem treabă luni și joi, a, nu e problemă, lasă pe data viitoare. Ne descurcăm. Da, da, facem noi cumva. Da. Nu merge. Eu aș fi avut... Nu, da? Merge, mă nu gândesc. Merge. Da. Nu merge. Dincolo ar fi fost severitate mai mare. La mine nu. Da, nu merge așa, nu. Mi-ar fi plăcut să fie viața așa, poate la un punct, dar nu cred că funcționează. În momentul când ți-o parcelezi și ți-o închiriezi și ai angajamente peste angajamente, nu mai ești al tău. Nu mai ești al tău. Tu mai ești al tău, mai ai sentimentul ăsta, eu nu l-am. Mai am seara, da? Când mă duc acasă la calculator. 7%. Da, din 100% cât aveai în copilărie, acum ești sub 10%. M-au rugat niște oameni să mă duc la o lansare de carte. Nu m-am dus, pentru că nu puteam să citesc cartea aceea, pe care o citesc acum, dar mai încetișor, așa, nu da. Ritmul în care se cerea pentru lansare. Am refuzat. Asta e un cuvânt dureros. Așa, lansare. Ce am. Păi tu ai lansări în fiecare zi. Am lansări mult mai des decât mi-aș dori și am de gând să pun căpăstru acestor forme de simpatie, până la urmă, și de prețuire, dar sunt mult prea costisitoare ca timp, plus că îmi schimbă prioritățile, adică am niște, să zicem, ceea ce pretențios se cheamă program de lecturi, pe care trebuie să-l modific pentru că vin invitații peste invitații. Eu sunt un tip care refuză destul de greu, dar o să învăț să refuz, asta e, pare rău. I-am mai refuzat pe niște domn cu o conferință. Și da. Îmi pare rău. Da. Da. Uite, la conferință o să mă duc. Am deja, două conferințe antamate și am două târguri de carte. Îmi pare rău, nu? Ca să zic așa. Okay. Îmi pare rău. Da. Și sigur că trebuie să mai ai și un pic de disponibilitate pentru timpul tău, dar cred că i-am refuzat că de fapt n-aveam timp să fac asta, să mă pregătesc. Și unde te duci, trebuie să fii bine pregătit. Cam asta e situația de fapt. Acum în concediu fiind eu, știi? Adică, da, concediu... nu-i mare diferență. Adică, da, de fapt nu mai sunt în concediu. De când sunt așa ca antreprenorul, nu mai am concedii, trebuie să livrez produse. Uite, vezi, trebuie să-mi schimb, de fapt, mintea. Da, da. Că, da. De fapt, eu am întrerupt emisiunea la radio până la toamnă și, între timp, trebuie să fac alte lucruri, nu? Da. Că așa funcționează. Știu. Și o să dar nu ți-ar plăcea dacă ar veni cineva și ți-ar spune ești decuplat total. Banii îți vin în continuare, misterios, nu se știe cum. Da. Nu o să ai grija zilei de mâine, fii liber. Cred că, la un moment dat, ai simți nevoia să faci ceva cu capul tău. Aș vrea să fiu un pic creativ, nu? Păi asta spun, deci nu, tot n-ai stat degeaba. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorin și salutare Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. În podcastul de astăzi, stimați cetățeni, avem câteva îngrijorări sănătoase legate de școală, că tot vorbirăm, de coronițe și de David Popovici și de rostul și rolul competiției în școală, și, dacă trebuie să existe sau nu trebuie să existe. De asemenea, ne întâlnim cu unul dintre mari violoniști ai României. Și nu doar. Și nu doar. Alexandru Tomescu și vioara sa, mă rog, metaforic vorbind, dacă nu poate să o ia oriunde și în toate condițiile. Așadar, Alexandru Tomescu vine la noi, ne povestește despre vioară, despre ce ascultă el, că n-ascultă numai muzică clasică și o să vedeți că este om, că în ciuda faptului că de cele mai multe ori îl vedem la frac, nu? Sau acum o să-l vedem un pic altfel, că cred că așa ne-a promis. Că e așa, eu cred că așa arată el în mod obișnuit. Da. Și e în civil, ca să zic civil, așa. Da. Și povestim la noi tot așa o să vin. Și povestim cam tot ce înseamnă munca asta și, sigur, și întrebarea este pe cale muzica clasică să moară. Avem multe pentru Alexandru Tomescu și chiar mă bucur că a acceptat să vină. Chiar mă bucur. Și ce mai avem astăzi? Sper să... cărțile în mod obișnuit, discuții despre antrenori români de fotbal și... Și felul în care se mișcă de la o echipă la alta, și... în turneu permanent, un boarding pass cu Mantova. Mantova, așa ai promis. Dacă ajungem și la torturi pe care le amânăm de câteva episoade, sigur le povestim. Am scris torturi, am scris alături și torturi, pentru că la mine s-a potrivit. Se potrivesc amândouă. Da. Ne-a spus un cetățean aici pe YouTube că nu... să renunțăm la rubrica asta, că nu ne pricepem
Da, am zis da, o să renunțăm și la mâncare. Eu luăm cap un compliment, da, că înseamnă că la fotbal ne pricepem. Și la cărți și la altele. Dacă numai la mâncare nu ne pricepem, deși dacă mă uit la burta ta și la burta mea, s-ar părea că ne pricepem măcar să mâncăm. Cred că ar fi, nu știu ce ne-ar făcut, am înțeles că e bucătar amator de sâmbătă și de duminică. Ieri am fost la restaurant și am mâncat un pește care bănuiesc că era un șalău, cred, cu fulgi de migdale, asta sigur, și care avea un sos alb, despre care nu știam ce e, habar n-am, dar pot să spun că a fost foarte bun. Da. Și cred că despre asta. Și aici ar o fi penalizat. Ia uite, a spus de un sos, nu știe ce e. Da. Păi, cum să nu te interesezi ce sos e? M-am interesat la vecine de masă, n-au știut să răspundă, eram patru nepricepuți la masă. Deci, să le aducem la podcast. Exact, da. Să vorbim despre nepriceperi. Da, și pe mine m-a întrebat un domn, cred, tot pe YouTube, dacă o să-mi iau sau când o să-mi iau permis de conducere, răspunsul este niciodată. Așa. La fel ca ambițiile politice, nu o să am niciodată, pentru că dacă aș fi avut, le-aș fi dezvoltat cumva până la 62 de ani, dar neavând, promit să nu am nici de acum încolo. Iar un alt domn mă întreabă dacă pot să fac o listă cu traducerile mele. Eu am lista asta undeva într-un document Word, ca să am o evidență totuși, ar fi nepoliticos și ar fi o formă de îngânfare din partea mea să public așa ceva pe Facebook sau oriunde. Țin aproape la toate, nu țin la toate, sunt câteva la care nu țin deloc, sunt câteva pe care le-am făcut pentru că n-am avut încotro și au fost niște concesii de fapt, sunt vreo două, trei proaste de-a binelea, altele foarte bune, unele excelente. Și am sigur niște repere de autori traduși, aici pot să dau niște nume, Stephen Fry, Julian Barnes, Golding, Steinbeck, Salman Rushdie, Jonathan Coe, Ishiguro, deci ăștia ar fi câțiva, Nick Hornby. Oameni la care țin, pe unii am și cunoscut, pe Coe l-am cunoscut, pe Salman Rushdie l-am cunoscut, pe David Lodge am povestit, cred, era să-l cunosc la un eveniment la târgul de la Londra, dar a fost erupția acelui vulcan din Islanda și a căzut toată povestea cu târgul de la Londra. Sunt mulți traduși, pe unii am propus eu, pe foarte puțini, cei mai mulți mi-au fost propuși. Să nu uitați să dați subscribe la acest canal. În continuare suntem uimiți că, deși avem vreo 8500 când filmăm, la podcasturi se uită vreo 40.000 de oameni mai bine, fiecare lună. Da, asta mi se pare extraordinar. Mulțumim celor care contribuie financiar la această emisiune. Apreciem chiar tare mult că putem să facem câteva lucruri cu banii ăștia și să mai investim pe viitor în, știu eu, chiar ne gândim. Avem niște întâlniri săptămâna asta și s-ar putea să asistați la câteva investiții. Da. Da, unde să venim să ne vedem în persoană. Și putem să, cum să zic, să lucrăm mai bine și mai competent în grupul nostru de oameni care ne ajută la această emisiune. De asta vă mulțumim încă o dată, dar dacă dați subscribe, e foarte important să dați și clopoțel de alături, pentru că atunci când dați clopoțel, primiți și înștiințare că suntem prin zonă, adică facem diverse lucruri. Și pentru cârligul episodului viitor, să anunț că în episodul viitor vom avea un invitat intercontinental. Da, atât, adică o vedetă atât de mare, cât este chiar intercontinental. Da. A lucrat cam pe toate continentele. Da, și cred că stă și la intercontinental când vine România. Nu. Da. Glumesc. Da, lucrează în apropiere de... Aia da. Bine, asta, înainte de a trece la îngrijorările sănătoase care astăzi se ocupă de coronițe, hai să avem această mică dezbatere. Deci eu am primit, nu se vede exact în cadru, dar eu am primit, uite asta e, că am zis că ți-ar... Da. Este o agendă electronică, adică pe care scrii cu pixul. Ah, deci tu cu pixul scrii. Da, mă, scrii de mână. Adică are virtuțile scrisului de mână. Dar tu deocamdată... Ah, ok. Da? Aha. Și asta, că erai curios, da? Ce se întâmplă? Da. Uite, te apeși aici și scrii. Aha. Radu Paraschivescu. Da. Uite, vezi, scrie în diverse forme. Ah, și ai și fonturi diferite. Ai și... Da,
Da, vezi? Oh. Și asta a trebuit să mă întoarc un pic la scrisul de mână, care are marele dezavantaj că eu nu mi-l înțeleg. Că se uită. Da, ești un asta e o problemă. Medicinist și reprimat. Exact. Și problema mai departe este că în momentul ăsta, eu cu ajutorul acestui dispozitiv pot să scriu lucruri și să le salvez direct pe computer ca să am acces de oriunde sunt la ele, știi? Da. Mai mult decât atât, are el un softuleț aici care ar trebui să transforme scrisul de mână într-un scris de stat, de tipar de computer. Da? Înțelegi? Da. Ar fi, deci, atât de deștept. E doar că, dacă nu-mi recunosc eu scrisul, nu-l înțelege nici, el. Și aici apare faza. Era șmecheria. Da. Computerul se înțeleagă ceea ce tu nu înțelegi în propriul tău scris. Da. Acum, adică face și Apple o chestie de asta și te mai ajută săracul. Ei au băgat un soft și mai performant. Variante. Nu cumva ai vrut să scrii... Ceva de genul ăsta și îți îndreaptă scrisul, ți-l așează, ți-l înfrumusețează. Adică îți dă o mână de ajutor. E un fel de scris de mână asistat. Da. Și dacă faci greșeli, tu nu faci, dacă faci greșeli de ortografie, ți le repară? Nu știu nu să prea. Zic asta, deși în anumite limbi ele sunt semnalate. În română, din câte mă uit la Google, că eu atunci când scriu la calculator, e asistentul Google care mișnă pe acolo, sau cel de la Word, deși Google are, și îți semnalează anumite greșeli. Da. Îți pune sau te îndrumă, te duce în altă zonă și îți lasă niște semne de întrebare. Măi băiete, ai scris bine aici? Să știi că am ajuns până acolo. Da. Okay. Dar în privința scrisului de mână, e foarte greu, nene, să scrii de mână după atâția ani. Da. După atâția ani în care n-ai mai scris. Da. Nu, eu scriu de mână. Problema la mine este că nu mă zic, scriu. Nu, asta e scris în grabă, la ore noptatice. Așa. Dar scriu. Uite, nu știu. Se poate vedea? Habar n-am. Îmi notez, asta e o agendă slinoasă, care își va da obștesc cu sfârșit chiar după acest podcast. Mai am o ultimă pagină pe care am podcastul făcut aici. Asta. Așa, da. Și aici am următoarele pastile pentru Rock FM, pentru emisiunea de la Rock FM, subiecte. Și le scrii de mână. Când îmi vine câte o idee, o notez acolo. Dar altfel, uite și aici, e un episod din Vorbitorinci. Și calculatorul, nu poți să le scrii pe calculator? Sau nu ești tot nici timpul? Nici nu vreau. Îmi și place, l-am acolo undeva pe un teanc de cărți, evident. Mm-hmm. Iau agenda, ea este, are niște sosuri pe ea, pe coperta, a căzut ceva. Nu contează. Dar cât te ține o agenda? Nu știu. Nu-mi dau seama când am început, uite, am scris pe copertă. Numere de telefon, podcast Cătălin Radu. Nu mai știu, am început anul trecut, în orice caz. Da. Ok. Și mă ține. Mi-am făcut și schița pentru conferințele Humanitas anul trecut, când am avut în pandemie. Mi-am scos niște texte din muzica nouă, pentru că am avut la DGFM de făcut un fel de hermeneutică, de analiză, de stil, da. Mi-am scos textul de mână. Și nu ți le-ai scos copy-paste de pe internet? Nu. Nu? Și chestie. Așa că n-am uitat să scriu de mână. Îmi schimb însă caligrafia destul de des. Scriam într-un fel în liceu, scriam în alt fel în facultate. Acum scriu când așa, când așa. Deci nu e un scris constant. Sunt oameni care scriu la fel de când încep gimnaziu până termină viața. Am văzut acum, m-am întâlnit cu scriitorul belgian, să zic, Eric Emanuel Schmidt, și am văzut, i-a dat un autograf lui Dinu Flămând în fața mea și avea un scris superb, superb, și am și constatat asta și mi-a spus că așa a scris tot toată viața. Și eu și l-a păstrat. Deci o minunăție de scris, chiar îmi spunea că există un muzeu la Paris care strânge manuscrise, că și el multă vreme a avut manuscrise pentru cărțile sale. Și a zis că a vrut să le doneze la muzeu, rămână acolo. Și au zis moștenitorii, nu, că le așteptăm, le așteptăm noi. Nu le trimite acolo. Da. Tranzacționăm noi, că ne pricepem. Da, ne ocupăm noi de moștenitorii. Exact, a fost bine. Probabil că a fost un spirit de glumă, nu știu exact situația, dar pare că așa a descris. Bine, eu nu sunt Schmidt, dar cred că am și eu 2-3 manuscrise prin birou, prin sertare, la niște traduceri. Că eu ani de zile am tradus de mână. Da. Antoaneta Ralean a tradus de mână până la sfârșitul vieții. Deși avea
calculator primit, cadou, era în țiplă, frumos, nedesfăcut, neatins. Ea te-a dus de mână. Am citit, m-am uitat special acum, știi, sunt nenumărate studii care arată că scrisul de mână în dezvoltarea personală, mai ales la vârste mici, este obligatoriu, da, pentru că îți activează mult mai multe zone de creier și chiar spune și pentru adulți e bine să-ți menții scrisul de mână, pentru că este senzorial și activează foarte multe zone din creier, ca să poți să și citești, să translezi informația în litere, să parcuiești mâna, este un efort complex care îți stimulează creierul. Și sunt o grămadă de oameni care recomandă, spun, domnule, e foarte important pentru creier, dacă vrei să-l păstrezi bine, luați și scrieți de mână. Scrieți de mână tot timpul pe tot ce puteți. Că dacă scrieți la calculator, e un fel de alienare, așa, știi? Da. Acum, nu știu, eu le combin. Recunosc că scriu mai mult la calculator, pentru că toate cărțile, traducerile le fac pe calculator, dar am agendele astea pe care le folosesc. Asta o să se termine. Data viitoare, la episodul următor, o să vin cu altceva. Da, o să vedem cu ce. Să-ți aduci o agendă frumoasă. Nu, că am ceva. La mine nu contează de când e. Poate să fie și din 79. Important e să aibă niște pagini albe. Am văzut o poveste cu un puște american, tot așa uitându-mă după scris de mână, care a avut teribila idee, mă rog, cu ajutorul unui ziarist, a zis, hai să trimitem niște scrisori de mână la niște vedete din sportul american, să vedem cât ți răspund și cum răspund ei la scrisorile astea. Au trimis 14 scrisori la vedete, din câte am înțeles s-au întors vreo două, una dintre ele de la un superstar, dar nu al vremurilor actuale, deși și acum e o mare personalitate sportivă americană, Greg Popovich se numește, e un basketbalist care a avut nenumărate succese și acum e președinte de club. Nu e român, nu, e sârbo-croat, că știu că noi avem chestia asta. E sârbo-croat, dar e născut acolo, adică e american jet pe jet. Greg Popovich, și omul i-a scris puștiului ăsta, i-a răspuns la scrisoare și i-a scris și printre rânduri. Că l-a întrebat, ce sfaturi îmi dați ca să reușesc și eu în sport sau ceva de genul ăsta? Și i-a scris acolo de mână și i-a spus 1, 2, 3, ce ar trebui să faci. După care, mă rog, l-a și sunat într-o seară și au reușit să stea de vorbă și i-a mai scris una dintre cele mai mari vedete din basketul feminin, o doamnă, dar i-a trimis un cartonaș cu semnătura ei și cu ceva de genul ăsta. Okay. În rest, cred că lumea a fost surprinsă. Da. Ce e asta? Da. Ce sunt semnele astea? Da. Eu mai primesc scrisori la redacție de la diversi ascultători. Și eu primesc. Și, mai găsesc la librării. Da. Opresc librării. Am în mașină, dacă vrei, îți arăt. Știi că uneori sunt niște povești acolo foarte complicate, foarte complicate. Și îți dai seama că e o ruptură până la urmă față de lumea și de viteza în care trăim. Sigur. Și că oamenii au problemele lor și că practic s-ar putea să nu-i asculte nimeni. Eu cred că cea mai dură scrisoare de genul ăsta pe care am primit-o, lucram la televizor în anii aceia, era de la un cetățean de undeva dintr-un sat din Vrancea, cu siguranță, care avea un copil bolnav, o boală de asta complicată, care era pe durată lungă, și scria de mână acolo și el avea nevoie de ajutor avea nevoie de niște bani pentru operație, cam asta era situația lui. Și cel mai mult ce reușise omul ăla, din câte scria scrisoare, era să îl ducă la niște doctori la Buzău, știi? Adică erau acolo niște doctori mai buni, adică cam asta era situația. Rugămintea lui era foarte simplă, să-l ajut să ajungă la Gigi Becali. Că Gigi Becali știi că face din astea milostenii, din astea așa. Și stăteam să mă gândesc cam în ce lumi diferite trăim unii de alții, știi? Și ce probleme enorme sunt într-o parte și într-alta și cum oamenii se bazează mai curând pe ceva la televizor decât pe un sistem în care cineva într-o astfel de situație ar trebui să existe un sistem social sau un sistem de stat care să te ajute duci toată povara asta. Nu cineva care face o cum se cădenie, știi? Știu cazuri de astea și eu. Nu mi-au ajuns asemenea scrisori, nu mi-au ajuns. Mi-au ajuns altele, dar nimic de viață și de moarte aici. La tine era de viață și de moarte. Și într-adevăr, gesturile frumoase există, dar ele sunt izolate și nu pot suplini un sistem.
Asta în mod evident, că n-ai cum să ajuți. De mare ar fi generozitatea privatului, trebuie să existe un sistem bine articulat și populat cu oameni competenți, că și asta e o condiție, că dacă ai sistemul și n-ai oamenii potriviți, degeaba ai sistemul. Și asta nu e valabil doar în sănătate, doar în medicină, în mai multe locuri. Da, așa că... Puneți-vă copiii să scrie de mână. Da, eu scriu cu plăcere de mână și aveam mici probleme în școală după vacanța mare, care era vacanță de 3 luni. Ei, când veneam, deja era un pic blocat mecanismul. Da, eu la mine e blocat complet. Îmi trebuia un pic de acomodare până să intru iar în logica scrisului zilnic de mână. Nici literele, nici cuvintele nu ieșeau cum mi-ar fi plăcut. Acum scriu alandala, adică nu e un scris caligrafic, e un scris pe care îl înțeleg eu în primul rând și după aia nu e nici încifrat, e adevărat. Eu am un blocaj la litera M. Da? Da, ar trebui să o iau să o fac pe caietel. L-am constatat acum, da. E ceva de groază. Deci nu iese M. Și trebuie să mă întorc. Da. Să zic, bă, aici... Depinde că dacă scrii îmbățoșare și iese N, e greșeală de gramatică. Da, nu da. E o greșeală de tipar. Da, nu scriu îmbățoșare nici prin capul meu cu cuvântul ăsta, dar trebuie să mă uit să vin din urmă și uneori nu mai ai loc, știi? Mâna din viteză vrea să facă N în loc de M. Știu, eu am problema asta la autografe, că în permanență mă gândesc, măi, să nu stea lumea mult. Așa, și atunci încerc să scriu foarte repede și scriu foarte repede, câteodată ratez cuvântul, nu, ratez o literă și trebuie să revin și noi, ca și cum mai face purceluș în școală. Da, nu purceluș. Pe aia ștergeai cu pic, acum nu mai e pic. Nu mai bine vă luați dumneavoastră altă carte, ai venit cu una nouă, că pe asta am greșit-o, da. Lăsați aici pentru cine se potrivește, și, da. Și nici nu... Da, nu poți, ți-e jen, adică am greșit, am greșit numai aici. Omul ăla așteaptă de la tine ceva limpede și eventual frumos și cu sens că e scriitor, nu este altceva. Da, în general îmi ies. Dar câteodată mai... Trebuie să scrii și o frumusețe, nu? Nu vrei... Nu, eu nu scriu, încerc să... Tu scrii frumos la autografe. Da, încerc să scriu variat, adică încerc să nu scriu același lucru pentru toți, asta ar fi cel mai simplu. Dar poți să faci, când ai o coadă de 100 de oameni cum e la tine, poți să scrii într-un fel până la numărul 10 și te repezi la numărul 50, că n-au cum să se întâlnească. Știi care este coșmarul meu de maximă tâmpenie? Că oamenii se pleacă de la coadă și după aia cumpără autografele. Ți-a dat așa ceva prin cap? Nu, dar nici prin cap nu mi-a trecut că le-aș putea compara și am luat autografe de la tine și am luat de față cu multă lume și cum ar fi să iasă-vă, mă, ce-ți... Eu am idei, dar nu toate bune. Ce ți-a scris ție? Da, mă gândeam, zic, pe tot așa ce... ce ți-a scris mai frumos? Bă, înseamnă că de tine îi place. Da, corect. Cu mine ce avea, că nu am făcut nimic. Asta am e tot și, felul de scenarii. Asta e și nasol, mai ales cu oameni care te cunosc, știi? Da. Eu chiar să comparăm noi aici, că suntem meritat. Mai mulți. Ia să vorbesc eu cu Iuliana și cu Mari, să vedem ce le zici pe cărți. Ok. Da, să vedem ce se întâmplă mai departe. Nu vrei să vorbim despre coronițe? Ia hai să facem îngrijorările sănătoase, că sunt chiar sănătoase tura asta. Îngrijorări sănătoase. Sunteți la Vorbitorincii și săptămânile astea, odată cu finalul școlii, a apărut o scrisoare a unei profesoare din Bacău care a pus la îndoială sistemul de premiere al existent în România, cel al coroniților, al premiilor însoțite de un simbol, nu? Sau de o diplomă. Mă rog, acum... Diploma rămâne la inspectorat. Coronița rămâne pe șifonier și după aia... Cred că îți dă diplomă și scrie premiul întâi și îți dă coroniță. Coronița a fost un simbol suplimentar, nu? Da. Cred că asta a fost. Și doamna asta, profesoară de la Bacău, a reușit să pună în dezbatere publică această chestiune. Și a zis, domnule, nu-i bine, pentru că copiii nu sunt mereu în competiție, dimpotrivă, rostul școlii este... să învețe pe toți și rostul nostru este să analizăm progresul față de același copil, știi? Adică de unde a venit un copil până unde a mers în anul acela, pentru că toți au realități diferite, da? Pe doamna o cheamă asta, căutam.
Ana Nela Popovenciuc, de la școala gimnazială din Ion Creangă. Dumneavoastră acum, dacă ați prins dezbaterea, trebuie să știți că de aici a plecat de la o petiție, da? Da. Asta a scris doamna și probabil că la petiție s-au raliat oamenii. Culmea că e un subiect la care societatea s-a împărțit în două. Ca de obicei. Da? Nu că nu la toate, dar aici azi, ei, da, da. La multe. La multe, la multe. Dacă faci acum o dezbatere avort pro și contra, o să vezi societatea împărțită, scindată. Și păi, de obicei, da. Cam la toate temele importante, familia tradițională, religia în școli, și așa mai departe, au existat baricade chiar, nu numai tabere. A existat baricade, dar să știi că sondajele nu le confirmă întotdeauna. Nu. Că noi avem și o percepție distorsionată a realității din cauza Facebook-ului, unde ți se percepția pare că... de bulă. Da. Da. Că ele, de exemplu, în societatea americană, sigur că ai, dau exemplu că e recent și am scris, ai o dezbatere politică și publică față de avort, dar adevărul este că în sondaje 80% dintre americani sprijină posibilitatea avortului. Mm-hmm. Adică, da. Și atunci când reduci dezbaterea, te uiți în spațiu public, ți se pare că e o egalitate, ba din potrivă câștigă ceilalți, știi? Da, e adevărat. Da, cred că e și ce percepem noi aici. Da, bun, și doamna Popovenciuc nu e prima care... Popoveniuc, scuze, așa e, da, îmi cer scuze. Nu e prima care pune în dezbatere asta, a mai pus-o profesorul Ciprian Mihali, da, de la Cluj, dar el a spus într-un articol. Uh-huh. Și uitându-mă eu pe internet și făcând un documentare, a mai existat dezbaterea asta cumva, la un nivel limitat prin anul 2014, ba chiar am găsit niște urme și prin 2007-2008, când în societate apar iar puseie din asta, de oameni care spun, domnule, copiii trebuie să fie la școală într-o competiție cu ei înșiși în primul rând și datoria noastră e să-i luăm din punctul A și să ducem în punctul B să le studiem progresul, zic. Dar ei sunt în competiție cu ei înșiși, fatalmente, chiar dacă nu se declară lucrul ăsta. Și mai erau prezentate, știi că mai sunt sisteme de învățământ care, în care nu există tipul ăsta de premiere, sistemul Waldorf, da, în care ei primesc niște premii acolo, dar primesc cu toții și pentru diverse lucruri, sau cum este în școala nordică finlandeză, de exemplu, știi că la sporturi se joacă fără scor până pe la vârsta de 15-16, poate chiar un pic mai încolo, pentru că ei, copiii, trebuie să deprindă niște calități, nu neapărat calitatea asta de a fi hipercompetitivi. Da. Da. Asta e povestea, de aici pornim. Tu unde te situezi? E nevoie de premiu la școală sau nu e nevoie? Eu cred că e nevoie de premiu, da, sigur, e strict o părere, nimic altceva, și nu e părerea unui premiant, unui fost premiant. Eu am luat premiu cu coroniță doar în școala primară, atât. Pentru că atunci eram mic și neinformat și supus pretențiilor familiei și știam, așa mi se spusese, că e bine să înveți. Și atunci, dacă tot înveți, învață la toate. Prin urmare, eram tot timpul cu mâna sus, stăteam în ultima bancă și ridicam mâna, cum punea învățătoarea o întrebare. Și am fost de 10 pe linie. Acum, la școala care se făcea atunci, în anii 60, din clasa 5 am descoperit viața adevărată. Și adio, premii, mențiuni, performanță școlară. Și am învățat strict la materiile care m-au interesat și care au fost 3-4, nu mai mult, francez, română, engleză, istoria literaturii universale, atât, și latină, să zicem, 4,5, că la latină n-am fost serios. Și în rest, la celelalte aveam grijă să nu rămân corigent. Asta era preocuparea și asta era și sfatul tatălui meu. Bă, învață și tu de 6, dacă poți. Că 5 e aproape de 4 și îl prinzi pe profesor cu extracție nereușită sau știu eu, cu o criză de colici. Și e mai exigent și te atinge. Dar altfel, n-am vrut niciodată premiu. Cred că am mai povestit, era să iau între a 12-a premiu 3 și nu l-am luat pentru că am avut 8,67 la purtare și eram destul de șturlubatic. Și am scăpat de premiu, trebuia să ai 10 la purtare ca să ai premiu. Dar astea erau, sigur, lucruri mai degrabă ideologice. Însă cred că premiul e necesar, poate într-adevăr decernat cu un dram de discreție.
Dar e necesar din mai multe puncte de vedere. Unu, performanța merită recunoaștere. Diploma și coroana reprezintă o formă de recunoaștere. Doi, dacă extrapolezi și spui premiile sunt câh, atunci trebuie să renunți la toate premiile Nobel, la toată gama, da? La toate premiile literare, la Planeta, la Medicis, la tot. Pulitzer, Booker, da? Pentru că dacă îi dai premiu, știu eu, Herte Müller, se supără și se frustrează Haruki Murakami. E aceeași logică, da? Și în al treilea rând, pentru că toată viața, sigur că este un truism, dar toată viața este o competiție. Ah, că nu-ți dai seama că nu numești așa, dar ea este o competiție. Ai notă la naștere, da? Tu nu știi de nota aia, dar ți se dă o notă la naștere. Și asta e un fel de competiție. Sigur, fără câștigători și fără diplomă, dar competiție tot e. Ai o ierarhie școlară sau aveai cel puțin în funcție de care se decide înscrierea la un liceu, și asta e tot competiție, ai medie la examen, cel puțin cum era acum trei veșnicii când făceam eu școală, în funcție de medie, intrai sau nu la un liceu bun, ai facultatea unde intri tot în ordinea mediilor, aveai repartiție care se făcea tot în ordinea descrescătoare a mediilor și pe urmă ai un bilet mai bun la teatru, mai bun decât ălălalt. Și mai scump. E tot competiție. E tot competiție să ai un salariu mai bun decât mai știu eu cine. A, nu ai adversarii numiți ca atare, dar totul în viață este competiție și trebuie să fii nu dresat, educat pentru așa ceva. E foarte bine că acei copii din sistemul scandinav aveau meciuri fără scor. Și am văzut așa ceva în față la Dom de Zanvalid în Paris. Erau niște copii de 11-12 ani care jucau rugby. Fără scor, fără arbitru și fără buturi. Deci pur și simplu jucau din plăcerea de a pasa și de a face pătrunderi. Însă cred pe de-o parte că sistemul scandinav nu seamănă decât foarte puțin cu sistemul din România și cred că discreția asta de care se tot pomenește și precauția față de non-premianți e periculoasă. E periculoasă pentru că îți deschide ușa unei anume uniformizări. Și e păcat să uniformizezi. E păcat ca un om care este, un copil care este strălucit, pentru care o dotare excepțională, să nu se bucure de recunoaștere și să fie tratat aproape la fel ca un elev de mijlocul clasei pe care nici nu-l interesează premiul. Să fim serioși, unii vin din medii urgisite, vitrece, e adevărat. Dar pe cei mai mulți, premiul nu-i interesează. Și dacă i-ar interesa, ar avea soluția să învețe ceva mai mult. Din păcate, aici nu putem face o dezbatere, că și eu mă situez în mare măsură acolo unde ești tu. Sigur că m-am uitat și pe argumentele celorlalți. Da. Eu cred că ei sunt într-o oarecare confuzie. Înțeleg la ce se referă. Și înțeleg. Știu programul și ceea ce a gândit președintele Bush cu un program educațional celebru care spunea No Child Left Behind. Da. Înțeleg semnificația sa. Da. Reușita programului nu a fost întru totul în învățământul american, dar cred că semnalul acesta, domnule, nu lăsăm niciun copil în urmă, copiii sunt diferiți, vin din medii diferite, unii dintre ei au traume sau vin din medii urgisite, alții sunt forțați să învețe, alții nu sunt buni la materia asta, pur și simplu, vorba ta la chimie, băi, nu se lipește de mine, habar n-aveam, știi? Și atunci, poate, și mai e ceva, un lucru pe care, uite, de exemplu, l-am văzut în revista Vice sau Vice, spuneți-i cum vreți, școala românească nu e chiar o meritocrație, adică știi și tu de ce vorbim. Punem aici ecuația corupției, mămicii, a tăticului, a tuturor chestiunilor ăstora. Și atunci este posibil, ăsta e un prim lucru, este posibil să apară nedreptăți de-a lungul timpului și aici, iarăși, vorba ta, și spun, bă, viața de-a lungul timpului e și nedreaptă. Yeah. Adică trebuie la un moment dat să știi să ieși din pumnii ăștia și să faci niște lucruri. Doi la mână, unde cred că se creează confuzia asta majoră, este în altă parte. Un lucru pe care, de exemplu, l-am discutat intens cu Paul Olteanu. România funcționează
bine la nivel individual, adică chiar suntem niște oameni care știm să facem treaba dacă ne pui de unii singuri. Noi nu funcționăm bine în momentul în care avem obstacole sau proiecte majore. Vezi, stradă, autostradă, școală, stradă și spital, vorba emisiunii. De ce? Pentru că nu suntem învățați de mici să lucrăm în echipă. Noi suntem învățați să... Fiecare merg... pentru el. E așa. Da. Cât ai luat, Radule, la teză la română? 8. Da, Luminița cât a luat? 9. Păi vezi. Păi vezi, e acum putumă. Iar dacă amândoi luați 10, ți se spune... N-a fost chiar atât de greu, nu? Uite, da, au luat atâția, da. Au luat atâția 10. Asta e un adevăr, pentru că în școala primară se termina, chiar când eu eram profesor, dar mă uitam la clasele de școală primară, primii 15 aveau 10. Sau hai, primii 8 aveau 10, după aveau 9, 95, nu știu câți, și erau 2, 3 mai năpăstuiți. Dar altfel, eu am dat treapta a doua la creangă și m-am uitat pentru că s-a luat media treaptea întâi, s-a luat în considerare, a fost un an experimental. Și m-am uitat la creangă la absolvenții de a 10, am luat cu mâinile de cap, am spus, zic, dar primii 12 au 10, 10 plin. Eu veneam de la Sava, unde ne cotonogeau dacă nu știam, adică ne lăsau repetenți, da, nici nu ne dădeau note. Și aici, într-adevăr, se creează niște nedreptăți. Ceea ce e de îndreptat este acest lucru al învățatului de a lucra în comun. Da. Asta e. Ori aici premiile sunt altă discuție, că nu premiile ne duc pe noi la a nu lucra în comun. Asta am vrut să spun, că nu se exclud. Exact, că da. Poți să iei premii și să lucrezi minunat cu altcineva. Exact. Asta trebuie să învățăm. Băi, cum facem să ne pasăm proiecte? Da. Una dintre, sau să le lucrăm împreună, sau să le pasăm de la o generație la alta. Una dintre observațiile pe care Paul mi le-a făcut în lungile noastre discuții este că generația copiilor noștri, crescută digital, și care au alt mod de a înțelege lumea, pentru că apeși pe un buton se întâmplă lucruri, își pierde din răbdare și că vor fi primele generații incapabile să-și predea proiecte unii altora, ceea ce noi, noi aici avem deja o suferință. Ori unde trebuie să lucrăm e aici. Cum facem noi echipă? Știi? Cum ne-am întâlnit noi doi? Cum facem noi doi să lucrăm împreună, deși suntem oameni diferiți? Da? Cu experiențe diferite, cu tabieturi diferite, cu o grămadă de lucruri, sigur, ne leagă niște idei. Și cu, pe asta vreau să spun, și cu o foarte întinsă zonă comună. Da. De preocupări, foarte, de valori. Da. Dar asta nu înseamnă că nu... sigur, putem munci împreună, dar și tu muncești foarte bine cu alte echipe, cu oameni cu diverse lucruri și astea sunt lucruri care să învață. Ori aici trebuie să intervină școala. Vezi, și Georgică, și Mitică, și Fănică... Sunt diferiți, unul mai bun, unul mai slab, unul mai rău. Dă-le un set de valori și niște instrumente cu care la un moment dat să iasă să colaboreze, să poată lucra împreună. Eu cred că aici e de fapt confuzia majoră, nu la premiu. Că dacă Georgică e bun, felicită-l, domnule. Da. Că dacă trebuie felicitat. Dacă tu ai media 8-20 și nu ești mulțumit de ea, poți să înveți mai bine. Cred că e o variantă. Da, e prima variantă. Sau de 10, da? La fel, un sportiv, dacă a luat locul 7 și vrea locul 1, probabil că e nevoie de antrenamente mai bune și mai intense. Da, adică și aici, uite la David Popovici, de exemplu, că el a fost pe buzele multora. Ce făceam cu ceilalți? Făceam festivitatea de premiere în biroul președintelui de federație și pe ceilalți de la locul 4 în jos îi trimiteam acasă? Nu, eu consider că, cel puțin și în cazul lui Robert Glintz, un loc 5 în situația asta este absolut glorios. Eu zic în general, ce faci cu non-premianții, care teoretic ar trebui să fie nemulțumiți și să se simtă devalorizați, arătați cu degetul, disprețuiți. Nu-i vorba de așa ceva, nu-i vorba de dispreț, nu-i vorba de devalorizare, nu, nici vorba. În toate meciurile, volei, tenis și alte sporturi, unul învinge și unul pierde. Dar asta e legea firii. Da? Știi că, apropo de chestiunea asta, mă uităm la incapacitatea noastră ca societate, de exemplu, să recunoaștem și alte merite sau să spunem felicitări. Eu cred că tot din zona asta de lipsa lucrului în comun se datorează. Posibil. Cazul Potec. Da, adică Camelia Potec foarte bun manager. Da, foarte bun. Și un om de isprav. Deci președinte de federație care vine cu niște rezultate foarte bune. Fost campion olimpic. Fost campion olimpic, dar care o mare parte din societate îi refuză acum felicitările și recunoașterea, sub sloganul statul n-a făcut nimic.
Da. Deși a mai făcut și statul. Asta e un caz în care statul a mai făcut. Da. N-a făcut tot ce trebuia, n-a luat toate măsurile, ca dovadă că și acum, când vorbim noi, sunt patinoare încă nefuncționale. Bazine, da. Patinoare nu mai sunt. Patinoare. Eu trec pe lângă muzeul Flamaropol foarte des. Sunt acolo, patinoare, făcute de guvernul maghiar. Da. Dar să mai spun o chestie, iartă-mă, legată de... Te-ai gândit cumva că există copii, mai ales de vârstă mai mică, copii care se răzbună luând premiu? Nu m-am gândit la asta. Sunt aia care sunt cei mai slabi la fotbal în curtea școlii sau nici nu sunt băgați în echipă. Toate fetele îi resping, toată clasa râde de ei, sunt persecutați în afara mediului familial. Da? Și atunci învață, poate pentru că au memorie bună și le place să învețe și ei i-au dresat părinții, iar asta e un lucru urât, să te dreseze pentru performanță, dar au găsit o direcție în care pot fi ei primii, în care pot ei să se uite de sus, să facă un fel de sec. Uite-mă, bun, ok, nu mă lăsați să joc fotbal cu voi, nu mă lăsați să mă joc cu voi, nu mă lăsați în grupul vostru. Dar uite, eu învăț la toate și iau 10 și râd și eu de voi, odată pe an. Da? Când mie îmi dă diplomă cu coroniță nimic. Există ciudățenii de-astea de resort psihologic mai degrabă. De? Mă gândesc. Sigur, comparația cu sportul nu e întru totul edificatoare, pentru că sportul e o opțiune, școala e o obligație. Trebuie să spunem și lucrul ăsta. Dar ele seamănă. Chiar dacă sunt în bună măsură diferite, au asemănări între sport și școală, sunt asemănări tot. A existat comparația asta între Coroniță și David Popovici? Da. Sigur, la David Popovici e o opțiune să se arunce în bazin. Da, sigur. La Coroniță, cu toții mergem la școală, dar și acolo cu unii facem mai să mult sau prost. Mai puțin. Ai și acolo opțiunea să înveți prost sau să nu înveți deloc. Ei, oricum, asta va fi o dezbatere nesfârșită. Nu există o propunere, ca să înțeleagă cei care ne ascultă, ca să se pierde în dezbaterea publică. Da. N-a venit cineva, vreo autoritate, și a zis, bă, în viitor vom lua coronițele. Eu nu țin minte să fi zis asta. A venit cineva care a zis că desfințează tezele, parcă, nu? S-au desfințat astea, mi se pare o prostie. Am discutat despre asta? Nu. Eu cred că, asta mi se pare o prostie, pentru că eu cred că trebuie să ai niște examene periodice mai mici sau mai mari, care să te pregătească pentru examenul care este viața. Da. De exemplu, la admiterea la facultatea de drept sau la facultatea de medicină aici în România, și probabil că și la altele, data știu eu, sunt foarte grele admiterele la aceste două. Și când zic foarte grele, foarte grele. Da. Cine te pregătește de-a lungul liceului și anilor de școală pentru aceste admiteri care sunt în timp scurt, contra cronometru, cu o mulțime de informații? Cum să faci această pregătire? Nu, contestatarii tezelor și evaluărilor periodice pedalează pe aspectul oarecum jandarmeresc al chestiunii. Adică e o formă de control. Dar nu ne mai controlați, lăsați-ne în pace. Da, e riscul nostru, e munca noastră. Da, ce la muncă n-avem evaluare? Cum să nu? Da. La unii sunt zilnice, slavă Domnului că am scăpat de perioada de televiziune, că de asta am albit, când evaluarea era zilnică, ceea ce este un lucru absolut îngrozitor. Da, știu, e stresant. Este un lucru pentru că tu în fiecare dimineață ești evaluat de propriul public și atunci nu ai timp să construiești, schimbările sunt, mă rog, n-are importanță. Dar e un lucru îngrozitor. Dar în toate profesiile și peste tot în lume există o evaluare, că e zilnică, că e la 3 luni, că e anuală. Poate o parte dintre societate, în anumite zone, să preface că evaluează. N-aș vrea să intru într-o mai largă dezbatere. Dar unde lucrăm noi doi, se evaluează. Da. Bun, la mine e evaluare diferită, pentru că, de exemplu, eu sunt evaluat, de fapt, tot de public. Direct de public, tiraje, da? Tirajele le dai în funcție de vânzările de la titlurile anterioare. Să știi că ești evaluat și la radio când te duci la Digi, pentru că șefii de acolo se uită pe audiențele tale la fiecare 3 luni și ei pot să vadă individualizat, uite-mă, segmentul unde este Radu Paraschivescu face bine sau face rău, mai bine sau mai rău. Da, e adevărat. Deci, aici sunt... Deci, până la urmă, nu e o evaluare tehnică zi de zi, așa, cu program, dar ea există fără să o simți tu sau fără să o conștientizezi ca atare. Că eu când scriu o carte, nu mă gândesc, aoleo, să vină publicul și o să mă evalueze. Mă gândesc să iasă cartea bine. Da. Dar evaluarea există. Și de acolo decurg multe, evident.
Să ne oprim aici, propun, să mergem către Alexandru Tomescu, care are evaluare zilnică în perioada asta, adică este în turneul Stradivarius. Și e adevărat că sunt foarte multe intrări gratuite, dar se evaluează cu aplauze la final. Și asta e interesant de văzut, cum arată evaluarea lui. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii, este vremea invitatului și v-am promis astăzi ceva spectaculos, mai ales că noi doi aici am făcut o pasiune pentru o carte. Da. Anul trecut, nu? Confiteor. Confiteor, da. Da, a lui Jaume Cabré, am citit-o amândoi, am recomandat-o amândoi, am pus toate acolo adele. Am cumpărat-o și am dat-o cadou și o recomand la toată lumea. Și în cartea aceea stătea cuibărită o vioară. Da. O bună parte din misterul cărții ține de o vioară și de pățanile ei și de mâinile prin care trece. E o vioară care unește... O vioară care unește toate personajele și care... Spoiler to spoiler. Da. Asta mai bine oprește. Hai la vioară, că acolo e confecționată povestea unei vioari care spune foarte multe lucruri. Și atunci, plecând de la vioară, salutare Alexandru Tomescu, bine ai venit la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Da, bine, bine ați venit. Cum mai e vioara? Bă, bine, mersi, bine, sănătoasă la cei 320 de anișori a ei. Mm-hmm. E bine pentru e foarte, e mare formă. Da? Viorile încă nu se știe cât pot trăi cu adevărat. Chiar discutam cu un colecționar cam cât poate rezista fizic lemnul, cât poate el să libeze și încă nu se știe. Și chiar țin minte, apropo de cărți, când eram în liceu, citeam foarte mult science fiction și acolo, nu mai știu, printr-un roman de Asimov ceva, într-o galaxie îndepărtată în niște milenii, zeci de mii de ani înainte, încă mai erau niște ciudați. Așa. Că noi de pe acum suntem ciudați. Erau niște ciudați care cântau la niște chestii făcute, niște materiale organice incredibile, dispărute de mult și probabil că alea erau viorile. Deci viorile există și în romanele science fiction, să știți. Produse ale trecutului. Da, te gândești? Da. Ba, adevărul este că în ziua de astăzi, cu toate descoperirile, nanotehnologie, microscop, mergem pe Marte și așa mai departe, încă nu am reușit să facem viori mai bune decât a reușit Antonio Stradivarius cu niște instrumente extrem de rudimentare. Și cred că cumva am pierdut ceva din vedere, nu? Tot rafinăm, tot perfecționăm uneltele, partea asta fizică. Eu cred că Antonio Stradivarius știa să facă viori atât de bune pentru că el trecea dincolo de lucrurile astea. El încerca să și simtă, să simtă lemnul. Și de aia, noi în ziua de azi, într-adevăr, putem să copiem la perfecție, la micron, la microscop, o vioară făcută de el. Dar nu va funcționa la fel. Nu va funcționa la fel. Pentru că, evident, în primul rând, nu există două bucăți de lemn identice care să funcționeze la fel și el știa să înțeleagă fiecare bucată de lemn. Și nu există două viori care să sune la fel, nu? Așa cum nu sunt doi oameni la fel. Nu chiar gemeni. Ceea ce e bine. Da. Ce interesant. Există la Muzeul del Violino din Cremona o inițiativă de a strânge într-o bancă de date sunetele Stradivarius. Ți se pare ok ideea? E frumos, e interesant, dar e mai degrabă aș spune ca un fel de instantaneu pe care l-ai face unui om, unei persoane, pentru că sunetul violii se schimbă în permanență în funcție de cel care cântă pe ea. E un fel de interacțiune din asta reciprocă și chiar este adevărat. Țin minte, de exemplu, când s-a vândut un Stradivarius pe care cântase Arthur Grumiot, un mare violonist francez, l-a cumpărat Salvatore Accardo, alt mare violonist italian, și toată lumea care l-a auzit cântând după aceea în primul lui concert cu vioara lui Grumiot a zis, wow, fantastic, parcă era însuși Grumiot cântând pe vioara respectivă. Adică există o amprentă care se pune acolo, există, cum să spun, un anumit număr de armonice care se impregnează acolo în vioară și cred că fiecare violonist aduce ceva în plus viorii. Asta mă gândești, e ca o chestiune energetică ce povestește Alexandru Tomescu și eu îl cred pentru că el manevrează acolo. Dar în mintea multora dintre noi zice, hai dumne, e un obiect, ce o să pui în el? Că nu pot să rețină obiectul ăla. E un obiect, nu? Dacă ar fi făcută din policarbonat, ar fi poate un obiect, o cratiță. Dar a fost vie, la un moment dat. A fost vie și își păstrează aceste hachițe de obiect odată viu. Adică acum, în această vară bucureșteană sublimă cu umiditate
70-80% care ne termină și pe noi, asta termină și violele și instrumentele. Ele absorbă această umiditate și se simte lucrul acesta. Merg la lutier, încercăm să o mai reglăm, să o mai tensionăm și așteptăm cu toții, suferim cu toții, nu doar violonistul, ci și viola. Și lutierul are remediu pentru toate tipurile de intemperii? Mă rog, dacă am trăit într-o altă țară, acolo, în sălile de concerte și în spațiile respective, ar exista umiditate și temperatură controlate. Ar exista un circuit complet controlat. La noi, lucrul acesta deocamdată încă e un deziderat. Mm-hmm. Da. Încă ăsta e pus cu amabilitate, pentru că el va rămâne. Da, nu, ele sunt sensibile, în special la schimbările de umiditate, de aceea cel mai periculos anotimp nu e neapărat vara. Mă rog, vara, cel mai rău lucru care se poate întâmpla e să se descleieze părțile. Ele sunt ținute la un loc, un clei din ăsta care e făcut special să poată fi deschis și relipit, deschis și relipit pentru toate reparațiile și intervențiile. În schimb, iarna, când încep să ni se usuce ochii de uscat ce este de aici de la calorifer, atunci e momentul cel mai dramatic pentru instrumente, multe dintre ele crapă din cauza uscăciunii din aer și atunci, într-adevăr, folosesc umidificator. Acela de bebeluși, da? E bun și pentru viori, ca să le țină tenul proaspăt. Am văzut un film cu Justin Bieber, există un documentar pe Amazon, da. Okay. Știu, Justin Bieber, un cântăreț, da, cred că știi. Acum just a Bieber. Da? Just a Bieber. Te râd un pic de tine, da. Da, nu știu. Justin Bieber, înainte de concert, la asta, da? Își pune 4 umidificatoare ca să, mă rog, să aibă voce. Pentru corzile vocale, cum pentru corzile vocale, da. Și uite, mă gândeam, aici e exact aceeași procedură. Da. Trebuie să ții într-o anumită... John Anderson de la Yes nu își pune așa. Nu erau. Da, își făcea niște prișnițe, sunt convins. Avea vocea aia de la Dumnezeu. Avea nevoie de umidificator. Am zis că André Rieu care după el o canapea roșie pe care trage un pui de somn înainte de concert. Serios? Da? Da, fiecare cu cel doare. Da, unde? Adevărul că dincolo de vioară, un violonist, noi am mai povestit asta, dar mie mi se pare că lumea trebuie să afle, un violonist trebuie să aibă un stil de viață cât se poate de ok, pentru că e o meserie solicitantă fizic, nu? E o meserie care dăunează grav sănătății. Așa. Direct, ar trebui să aibă viorile așa, pachetele de țigări. Atenție. Da. Cam toate instrumentele, chiar și, da. Chiar și folosiți chitara. Cu prudență. Da, da, chitara, că acum, deci, în turneu cânt cu un chitarist și mie mi se părea că așa, chitara e un instrument mai prietenos, da, mai prietenos cu corpul. Și mi-a zis că nu, și un chitarist tânăr are 20 de ani, mi-a zis că nu, deja am coloana deformată, asta nu știu ce, și s-a inventat o chestie foarte inteligentă în care nu mai trebuie să-ți deformezi poziția corpului atunci când cânti la chitară și poți să stai cât de cât normal. La vioară, ce să zic, până și dentistul și-a dat seama că sunt violonist și nu că m-ar fi cunoscut la momentul respectiv, s-a uitat la dinții mei și a zis, opa, ce faceți cântați la un instrument? De la dantură, la postură, la coloană, la oase, totul. Vioara își pune ștampii la... Se simte, nu? Pe tine, da. Incredibil. Și după ani de zile, câți ani? Deci devii obiect de studiu medical. Aproape 40. Da. Aproape 40. Dar stai că tu ai debutat la 9 ani? Când la vioară, de la 6 ani. Și concertul prim a fost la 9, nu? M-am cântat în public de când eram la grădiniță. Da, okay. Da, că era nevoie. Da. Am mers la concursul Cântare a României și așa mai departe. La 8 ani, la primul concurs internațional în Italia și primul concert cu orchestra la 9 ani. La Constanța. Da. Frumos. Unde să... Aici știu eu niște medici, niște de-astea care să... Dar cum adică pensie? Stai că acum e, acum am bine. Pensie? Violoniști au foarte pensie? Mulți, da. Băi nu, majoritatea mor pe scenă. Mai okay. Că mi-am propus să mor în altă parte. Nu, e o muncă foarte, foarte intensă, presiunea este uriașă. Cumva simt într-un fel că e ca la meciurile de box. Deci, practic, la fiecare nou meci îți pui acolo pe masă centura, tot ce ai obținut până atunci. Că pe nimeni nu-mi interesează că ai făcut 1000 de concerte fantastice. Dacă ai stricat unul, ai venit nepregătit, erai obosit, ți-ai rupt un deget, nu știu, ai plecat, ai fost în vacanță pe munte și nu te-ai pregătit că trebuie, ai stricat tot. Tot ce construiești cu mare dificultate se strică într-un singur, o singură fracțiune de secundă în care, nu știu, ai avut un gol de memorie sau habar n-am, poate ai chiar o zi proastă. Sau îi sună unuia telefonul. Asta cu telefonul nu mă mai deranjează, nu, eu sunt antrenat. Tu povesteai într-un interviu că la un moment dat, în pandemie, când erau concerte cu asistență rarefiată,
Ți-a părut chiar bine că i-a sunat unuia telefonul, era un semn de viață. Adică... A fost un moment din ăsta, evrica, Doamne, venea să merg la el să-l îmbrățișez, nu? Pentru că în pandemie, într-adevăr, a fost un moment, după lockdown, deci după, închiderea aia forțată, a fost un moment în care noi muzicienii ne însoleam la 4 ace, ne luam instrumentele, la oră fixă ne suiam pe scenă și cântam în fața unor săli goale. Deci alienant, așa, într-un film distopic și la urmă ne mai și aplecam în fața sălii goale. Așa că de-aia un telefon care sună este un semn, uite, Doamne, e cineva acolo, e ceva, un om care nu e perfect, care a uitat să sune. Dar acolo, în timpul unui concert obișnuit, e deranjant? Adică e capabil să te scoată din ale tale? Dacă tu ești în momentul acela de intensitate, de concentrare, ce să zic, îmi pare rău în primul rând pentru ceilalți care sunt acolo, pentru că dacă din 1000 de oameni unul a uitat să-și închide telefonul, îi deranjează pe toți ceilalți 999. Și sigur, înțeleg frustrarea artiștilor de pe scenă care își văd dintr-o dată totul ruinat, totul distrus. Pentru că noi, într-adevăr, noi ce facem acolo pe scenă, încercăm să creăm o lume imaginară, din nimic. Din aceste sunete care sunt acolo, plutesc și la un moment dat, exact cum e un balon de săpun, vine cu un ac ascuțit, care este telefonul, care sună, pac, și spang, s-a spart toată minunea. Și eu m-am antrenat în condiții grele, adică am cântat și pe stradă, am cântat și la metro, am cântat și în pădure și în aer liber, peste tot, deci chiar nu mă mai deranjează, adică e important ca tu, ca artist pe scenă, să poți să ai această focusare, să generezi această lume în jurul tău și să ai forța să o extinzi, așa fel încât să înglobeze și pe cei care ascultă. Pe de altă parte, într-adevăr, sigur, condițiile ideale sunt acele ale unei săli goale, dar în același timp am ajuns să apreciez existența oamenilor, să simt această interacțiune, pentru că, într-adevăr, imediat simți. În clipa în care ai întreaga atenția sălii focusată pe tine, adică în momentul în care chiar ai reușit acel moment de magie, simți și e bine, e frumos. Vine energie? Adică o, Doamne, da, este uluitor. Este uluitor. Dar de obicei simți energia asta. Adică ea vine pe niște unde pe care noi nu le vedem, dar vine. Da, de aceea înregistrările audio, cât or fi ele, super audio CD, 4D, 7D, 1000D, niciodată nu vor reuși să redea experiența pe care o ai în sala de concert. Spunea că discul e muzică la conservă. Era definiția. Da, slavă Domnului că până la urmă și-a călcat și el pe inimă și ne-a lăsat ceva înregistrări ca să ne facem o idee despre ce se întâmplă acolo în sală, dar, nu știu, sala de concert o simți așa ca pe o simt ca pe o creatură, adică deja când ești acolo în culise, simți așa ca un fel de respirație a sălii, simți acel freamăt al sălii, îți dai seama câți oameni sunt în sală, îți dai seama cât de extaziați sunt, cât de nerăbdători sunt, intri pe scenă, vezi cât de mult aplaudă, cât de intens aplaudă, adică foarte, foarte multe lucruri. Și pentru mine momentul magic e acel moment, eu spun momentul de Big Bang, acela, momentul acela de liniște, dinainte de începerea concertului. Toată lumea se foiește, tușește, nu știu ce, ne acordăm, șteglează pianistul scaunul, dăm pagine, și totul este gata, arcușul este ridicat, dar încă n-ai și niciun sunet. Și în acea secundă de grație este cuprins trec concertul. De acolo se suspendă tot rezultat. Atunci. Da. Da. Respirație. Aceea este secunda perfecțiunii. Da, da. Crezi în desolemnizarea muzicii simfonice? Electric Light Orchestra are ceva care se cheamă Roll Over Beethoven și care începe cu Sinfonia 5-a, cu primele măsuri. Voi ați făcut așa ceva? Păi să zic, anul trecut am cântat Sinfonia 9-a de Beethoven. A fost altceva. Era încă perioada asta cu restricții, public limitat și așa mai departe. Și era, păi da, exact, și era un proiect fantastic, așa, să reunești pe scenă peste 100 de oameni, deci orchestră simfonică, cor, soliști, dirijori. Da. Și atunci am zis, ia să vedem cam cum ar fi dacă am cânta doi oameni, ceea ce cântă în mod normal 100 plus. Și a fost o experiență de neuitat. Mă bucur că am putut intra în această lume, pentru că, așa ca solist, repertoriul acesta de orchestră simfonic nu mi este accesibil, decât dacă aș cânta eu însumi în orchestră. Am făcut asta când eram mai tânăr, dar sigur, acum sunt taxat pe programele solo. Și, ce să zic, este o experiență uluitoare. Odată să cânți în orchestră,
Să simți că faci parte, că generezi tu o bucățică infimă din tot acel extaz sonor și pe de altă parte să cânți această, deci, această reducție pentru vioară și pian a întregii simfonii, din care nu a lipsit absolut nicio notă. Deci totul era acolo, că am verificat de milioane de ori, am comparat, am văzut, toată partitura este acolo, la cele două instrumente. Este răvășitor. Am făcut multe programe, ăsta e al 15-lea turneu Stradivarius și cred că al 25-lea overall așa în România. Am făcut foarte multe programe, multe dintre ele lungi, mai lungi decât Sinfonia Noua de Beethoven. Dar încărcătura asta emoțională, încărcătura asta fizică, că e vorba de o încărcătură fizică, că Beethoven, asta a fost ultimul lui cuvânt în materie de muzică simfonică. Deci el asta a scris și cam asta a fost. A fost un moment din ăsta de cotitură, un moment de revoluție, un moment în care Beethoven a zis destul, chiar la propriu. Că în partea asta finală, în care apare Oda Bucuriei, cântărețul, baritonul care ia cuvântul acolo, spune cuvintele lui Beethoven. Până să ajungem la poezia lui Schiller, spune cuvintele lui Beethoven. Destul cu aceste sunete să ascultăm altceva, o muzică mai prietenoasă. Și revine, începe, se deschide cu acea odă a bucuriei lui Friedrich Schiller. Ca o paranteză, pregătisem, vreau să includ în programul de sală traducerea în limba română a poeziei și spre surpriza mea am văzut că nu exista o traducere, în afară de asta, de pe internet cu da. Google Translate. Da. A fost da. Șocant. Altfel, totuși Friedrich Schiller a fost, adică... nu, a fost tradus. Teatrul lui a fost tradus. Da. Dar da, și mă rog, până la urmă, poeta Aura Christie a găsit niște germaniști care au făcut această traducere și iată, în urma turneului cu Beethoven de anul trecut, a rezultat, s-a mai adus așa un microscopic milimetru de poezie în plus în viața noastră. Când te pregătești, uite, de exemplu aici, ne-ai spus povestea. Așa e pentru fiecare piesă, pentru fiecare bucată, concert pe care îl interpretezi, te duci să vezi povestea asta? Scociorăști un pic în istorie, te uiți la compozitor, la personaje, la perioada în care a trăit, ce-o fi vrut să spună, ce-o fi vrut să gândească atunci? Să zic, de fiecare dată e diferit, că tocmai de asta nu mă plictisesc niciodată, de asta când de 40 de ani la vioară și încă vreau să mai cânt, pentru că, ce să zic, trebuie cumva să te inoculezi cu muzica respectivă, trebuie să ajungi să respiri în ritmul ei, trebuie să ajungi să o visezi, trebuie să ajungi să mergi în ritmul ei și atunci în clipa în care deja este în interiorul tău, rulează în interiorul tău, fără ca tu să te mai gândești la ea, atunci înseamnă că începi să te conectezi, începi să te sincronizezi cu ea. De exemplu, acum, deci ce fac în turneul Stradivarius de anul acesta, Paganini. Paganini, compozitorul Paganini pe care l-am adorat când eram în liceu, citisem cartea aia. Siropos este puțin spus. O melasă a lui Vinogradov, de făimarea lui Paganini. Da, acolo era un pic și comunist chiar Paganini. Da. Dar mă rog, la 14, 13, 14 ani câți aveam eu, mi se părea așa ceva. Mamă, ce cool să fii violonist, să transporti manifeste ascunse în vioară. Mă rog, ce imaginam și de acolo. Și am făcut primul meu program mare, a fost cel cu integrala capricilor pentru vioară solo de Paganini. Despre care spuneai că sunt foarte complicate. Este un fel de piatră de temelie a cântatului la vioară. Da, okay. Adică am vrut să acopere tot ce se putea face acolo. În schimb, acum cu aceste sonate e cu totul altă poveste. Paganini știa să cânte și la chitară. Și aprecia foarte lume. Mult chitara. Chiar o considera peste vioară. Puțină lume știa asta. Undeva în secolul XIX, chitara era extrem de populară, extrem de căutată, sigur. Extrem de dezirabilă în toate saloanele astea. Și din cauza că era chitarist, Paganini a transplantat și la vioară toate tehnicile alea țicate, deci corzi ciupite cu mâna dreaptă, cu mâna stângă, toate chestiile astea absolut spectaculoase pe care le aduce. Și Paganini a murit relativ tânăr. A murit de tuberculoză la Nisa și în ultimele lui zile, ca orice artist care se respectă, plănuia un nou turneu. Un turneu cu bunul lui prieten, chitaristul Leniani, în care ar fi urmat să cânte, probabil, lucrările sale. Și de-aia m-am gândit că ar fi poate frumos să împlinim această ultimă dorință a lui Niccolò Paganini și să pornim în acest turneu. Muzica este
spectaculoasă. Este o muzică. Paganini era foarte bun prieten cu Gioachino Rossini, deci cu unul dintre cei mai mari compozitori de operă. Chiar la un moment dat i-a și dirijat o operă și Rossini zicea că, dom'le, dacă Paganini se apucă să scrie opere, voi avea concurență serioasă. Și, practic, aceste sonate sunt niște opere în miniatură, fiecare cu un fel de uvertură a ei, cu arii din astea pe care le cântă viola împreună cu chitara, o muzică care te duce, ne va duce în vacanță în Italia, fără să fim nevoiți să plecăm din orașul nostru. Noi vom difuza acest episod chiar în timpul turneului Stradivarius. Da, să spunem asta, da. Înregistrăm cu o zi înainte de a porni turneul, cu zi? O zi. Mâine dimineață la 5, mai puțin Alex 24 de ore, are avion. Da, să spunem că nu e un turneu prin Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, e la noi. E la noi, da, în România. E tradițional și dacă prindeți ocazia, năvăliți. Alex are un concert, va fi avut un concert la Timișoara, nu? Timișoara, da, cu Filarmonica, Oradea, Satu Mare, Bistrița, Siret, Mihăileni, Iași și așa mai departe, 15 orașe. Cu intrare de cel mai mult. Marea parte, da, intrarea este liberă, în funcție de cum decid partenerii noștri organizatori. Turneul în București vor fi două locuri, la Catedrala Sfântul Iosif și la Sala Radio, și vom încheia într-un loc în premieră pentru vioara Stradivarius. O va duce foarte, foarte sus, mai precis la 2025 de metri altitudine, la cabana Caraiman din munții Bucegi, unde vom închide turneul cu un concert în aer liber. Ce interesant. Vreme bună să fie. Da. Așa. Să deci publicul trebuie să facă un efort ca să vină. Să urce pe Valea Caraimanului, pe Jetivici, dacă vrea. Sau să vină cu mașina la Piatra Arsă, dacă vrea să fie confortabil. Cei mai mulți cred că așa vor face. Sau să urce pe telecabina. Sau așa. Da. Vioara a mai fost la înălțimea asta? Bine, a fost în avion, da. A fost în avion, dar în concert la 2025 de metri în România, sigur, nu. Asta prezintă și o provocare pentru sunet, nu? Va fi în aer liber concertul, o să vedem ce panouri sonore vom avea acolo și probabil va fi și o puțină amplificare totuși. Da, corect, că trebuie. Da. Tu cânti la Stradivarius în urma unui concurs, să spunem asta. În urma mai multor concursuri, dacă la fiecare 5 ani de zile trec prin acest concurs, care, într-adevăr, e foarte necesar ca să confirme că performez în continuare și că nu m-am culcat pe o ureche. Și următorul concurs ar fi la anul? Da, cam așa e sfârșitul anului viitor. Okay. Și sunt concursuri din 5 în 5 ani? Forever. Da, cât voi mai rezista și eu. Dar mai am idei de turnee pentru încă vreo 10-15 ani de acum. Ai avut și un turneu Enescu la un moment dat? Da, în fiecare, practic la fiecare turneu reinventez întregul concept de spectacol. Din 2011 încoace am vrut să abordez niște programe din astea altfel, mai mari, adică să scot publicul din zona lui de confort. Și practic, turneele Stradivarius sunt laboratorul meu de experiențe muzicale, pentru că, sigur, când e un concert cu o filarmonică, când e un concert într-un festival, acolo se discută, se negociază, oamenii, în general, au niște dorințe din astea, vor să fie, să nu sperie publicul prea mult, nu știu ce, în turneu pot să-i sperii cât vreau. Și de-aia, când, la prima dată, când am făcut integrala Paganini, am zis, doamne, dar cine o să vină să asculte atâta? Bine, un capriciu, două mai merge, dar 24 de capricii, o oră și 40 de capricii de vioară solo. Asta e cam plicticos. Da, e plicticos, e groaznic. Ei, și chestia a fost că, reunindu-le pe toate în același concert, dintr-o dată toate piesele de puzzle au fost puse împreună și a luat naștere un tablou mare. Și lumea a înțeles cu totul altceva. Sigur, am avut atunci o colaborare cu Ana Drăgulinescu, un artist video, a fost cu proiecții video, cu interacțiuni cu proiecțiile video. După aceea, anul care a urmat, am făcut integrala sonatelor pentru vioară solo de Jean Isaï, o muzică încă și mai abstractă, și mai curajoasă. Acolo am avut pe scenă teatru non-verbal, Paul Cimpoieru și Ana Pepine, proiecții video și așa, am cântat în săl de teatru exclusiv. După aceea, cel mai lung spectacol, două ore și jumătate fără pauză, Bach, integrala sonatelor și partitelor, în biserici. Acolo a fost un adevărat maraton și de fiecare dată publicul mi-a arătat că îl subestimă. Adică mă gândeam, da, ok, o să cântăm în biserici 2 ore jumate, intrarea liberă, intră cine vrea, pleacă când vrea, când s-or plictisi.
E bine, bisericile erau ca niște autobuze. La un moment dat am ajuns mai târziu la concert și nu mai puteam să intru în biserică. Atâta lume era înăuntru, atâta lume stătea în picioare. Foarte mulți oameni au stat în picioare pe durata întregului spectacol. Enescu am făcut într-adevăr mai târziu, tot așa, în ciuda recomandărilor venite de la specialiști, că nu cum să cânți atâta Enescu, cum să cânți o oră și jumătate de Enescu. E plicticos, nu se poate, trebuie să-i păcălești. Trebuie să le mai pui așa o altă piesă de mare popularitate ca ei să vină și pe urmă noi să le servim uleiul de pește, adică Enescu. Deci, nu, eu o să fac altfel, o să gânt Enescu cap-coadă și asta este. Dar ăsta e așa. Da, continuu-ți ideea, da, pentru întrebăți. Și nu s-au plictisit, pentru că muzica lui Enescu e foarte diferită, e foarte diversă. El și-a căutat un stil propriu și practic a ascult cele trei sonate, una după cealaltă, ca și cum ai ascultat trei compozitori diferiți. Plus că de fiecare dată, e adevărat, încerc să pun în context muzica pe care o cânt. Adică să le spun oamenilor câteva cuvinte, nu din cărțile, nu din larusul muzicii, nu în limbajul de lemn al muzicologiei, ci așa cum vorbesc și acum. Le spun ce simt, ce simțea Enescu, ce prostie a făcut și el la viața lui. Ce prostie a făcut că asta e... Enescu, pe ăsta să... Am citit-o prin vreo două cărți despre niște prietenii aici. Uite că acum am un lapsus, dar am citit amândoi ceva recent, o carte despre lumea interbelică a Bucureștilor, în care domnul Enescu era bine primit prin toate saloanele. Da, inclusiv al Marucăi. Da, acolo el nu făcea prost, el doar suferea din dragoste. Și le povestește asta, nu? Adică asta mi se pare interesant. Dar asta, Enescu e ulei de pește, muzica clasică? Enescu că e un compozitor avantgardist chiar și pentru secolul 21 și în special pentru România. În România, gustul pentru muzica clasică se oprește așa într-o zonă foarte safe, undeva pe la Tchaikovsky, pe la Brahms, hai fie. Dar când vorbim deja de secolul 20, apare așa un fel de strângere de inimă și sunt deja compozitori clasici, adică Enescu, Bartok, Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, astea, când se strâng date la fel de cu aceeași lejitate cu care cânți Haydn, Mozart, Beethoven. Știi, dar avem de recuperat. Te pun la încercare. Ieri, alaltăieri, a apărut un articol în Wall Street Journal care zice așa, chiar așa are titlul: De ce moare muzica clasică? Muzica clasică moare de sute de ani și se tot cântă prohodul și este mereu în criză și publicul dispare și așa mai departe. Adică nu este nimic nou. Noi în stilul ăsta trăim din totdeauna. Da, așa este. Dar omul ăla zicea acolo, probabil că e un om însemnat, nu-l știu, dacă scrie în Wall Street Journal, păresc că i-au dat credit. El zice așa: noi avem o problemă că nu mai sunt scriitori de muzică clasică modernă sau care să fie prizați. Asta nu este adevărat. Nu. Chestia este că trăind în contemporaneitate avem în jurul nostru și compozitori genial și compozitori mai puțin genial. La fel cum și pe vremea lui Beethoven, pe lângă el, erau o grămadă de alți compozitori care erau de doi bani. Și noi acum avem ocazia să descoperim noi înșine și să ascultăm în premieră chestiile astea care sunt geniale. Trebuie mai să fim suficient de norocoși cât să nimerim la ele. Sunt în continuare oameni pasionați, oameni care au acest dar, acest har de a crea ceva, de a transmite publicului, pentru că într-adevăr, teoretic, oricine se poate duce la facultate și să studieze compoziția și acolo te învață într-adevăr niște tehnici, dar ca să creezi ceva trebuie să ai un dram de nebunie, pentru că nici Mozart, nici Beethoven, nici Bach, niciun dintre ei nu a respectat 100% regulile, nu. Tocmai cineva care este genial nu face copy-paste. Sunt anumite secțiuni care se repetă. Întotdeauna geniile îi strâng chestiile astea de reguli, îi strâng pe la cusături și imediat vezi cum pleznesc pe aici, pac, 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 și la un moment dat Mozart se aduce din nimic, în ciuda regulilor, ți-a duce la o temă că acolo i-a venit lui o inspirație. Uite ca în literatură. Sau Mendel, Joyce n-a respectat nimic. Păi da. Și e Joyce. Da. Poate pentru că n-a respectat nimic din canon, a ajuns ce a ajuns. Și este la ora asta un autor iconic, puțin spus. Da? M-am gândit la literatură pentru că a făcut Alex la un moment dat o afirmație că un cuvânt are un sens, pe când la muzică e altfel. Muzica are o infinitate de sensuri și din punctul ăsta de vedere, ca transmitere a unei informații, prospus, a unui mesaj, a unei lumini, muzica e mai bine echipată decât scrisul, decât cuvântul. Zici, da, așa, da, simt, da.
Nu, trebuie să știi să amănuiești cuvintele. Adică, da, adevărat, poeții știu ca nimeni ideea, alții da, să, care să știu. Creeze da, emoții da. Din aceste împerechiri de cuvinte. Dar la un moment dat, într-adevăr, ca orice om simți la un moment dat că se termină cuvintele și acolo încep alte limbaje. Și, într-adevăr, muzica, matematica, face parte din această categorie de alte limbaje cu care probabil am putea să-i abordăm pe extraterestri în clipa în care vor veni să ne întrebe de sănătate, nu? Nu să zicem nici how do you do, nici sayonara, o să încercăm să le arătăm că suntem ființe raționale. Sinfonia nouă de Beethoven e gravată pe placa aia de aur care călătorește prin spațiu cosmic pe sonda spațială Voyager. Da. Sunt trimise mai multe melodii acolo. Inclusiv Sinfonia nouă, da. Destul. Tu și predai. Da, am făcut acest pas sinucigaș pentru timpul meu. Pe asta urma să te întreb. Pandemia m-a încurajat în această direcție și... Ai făcut-o la Universitatea de Vest, nu? Da, e important la un moment dat să te și preocupi un pic de ceea ce va urma după, că mă gândesc totuși la un moment dat vioara Stradivarius va ajunge în mâinile altcuiva și hai să îi pregătim de pe acum pe viitorii violoniști. Într-adevăr, sunt deja 2 ani de când predau la Facultatea de Muzică și Teatru la Universitatea de Vest din Timișoara, unde am fost primit cu brațele deschise, deci sunt în continuare timișorean, rămân acolo. Am avut o colaborare de un an de zile, am avut o clasă de 10 studenți aici la Universitatea Națională de Muzică din București, unde la fel am fost primit cu brațele deschise. Pentru moment restrâng activitatea doar la Timișoara, pentru că a fost o adevărată provocare să predau în 2 locuri, mai ales din primăvară s-au reluat și concertele, masterclass-urile, turneele, evenimentele și așa mai departe. Nu că sunt pe drum toată ziua. Viața mea a dispărut cu totul. Știu cum e. Făcută e pe ore. Și am ajuns să predam de la 8 dimineața la 8 seara. Ca să reușesc să fac și orele, să ajung și la repetiții, să ajung să mai și dorm 5-6 ore pe noapte și să... Nu-i puțin? Da. E cam puțin. Păi da, eu aștept cu mare nerăbdare plecarea în turneu. Mm-hmm. Pentru că pentru mine turneele sunt momentele în care mă odihnesc. Exact. Când sunt acasă, când sunt în București, zilele sunt niște liste nesfârșite, ca la capetele hidrei tai o chestie de pe listă, cresc 10 în loc. În turneu am de cântat, de mâncat, de dormit și atât. Restul totul este organizat de alții. Da. Ei, și cât un interviu, 2-3, nu? Mai sunt și așa ceva. Mai sunt și lucruri de-astea pe lângă concert. Studiezi mult, adică în momentele în care te pregătești, cum faci? Da, asta e o întrebare care le dragă foarte multor, așa, adică să știe. Și răspunsul preferat este, studiez 25 de ore pe zi. Și cum? Doar 24 de ore. Cum dormi alea 5-6? Da, am întâlnit violoniști japonezi care cred că studiau 12-14 ore pe zi, aveau adevărate răni aici la gât, deci erau distruși. Eu cred că este o falsă problemă și o falsă întrebare asta, cât de mult studiezi, pentru că pe niciun afiș nu scrie veniți să-l ascultați pe David Garrett, care studiază 50 de ore pe zi. Nu! Mă interesează dacă e cineva care îți transmite o emoție, care are ceva de spus. De fapt, numărul de ore pe care îl petreci studiind arată, de fapt, cât de eficient știi să fii. Le spun tuturor studenților. Vedeți că acum vă bălăciți în timp, aveți foarte, foarte mult timp. Mai târziu, timpul ăsta va dispărea. Și am studiat oricât. Limita mea fizică e undeva pe la 7-8 ore. Deci, după 7-8 ore de studiat pe zi, corpul mai rezistă. Mintea, ce se mai zice, vecinii, ce să mai povesti. Totul depinde și, într-adevăr, în viața de turneu, în viața în care ai foarte multe programe de pregătit, azi un Prokofiev, mâine un Paganini, un Brahms și așa mai departe, trebuie să înveți să fii eficient. Că noi, de fapt, nu studiem ore. Că pe nimeni nu încălzește că am studiat 12 ore sau 5 ore sau 2 ore. Nu. Lumea vrea să vadă care e rezultatul. Și trebuie să înveți să obții un rezultat maxim cu un efort minim. Pentru că avem și alte lucruri de făcut în viață. N-ai zis întâmplător David Garrett, pentru că în oraș sunt afișe și la Cluj sunt afișe.
cu David Gheret. Deci, bine, din când în când. Da, da, da. Eu mă gândeam, în care îl întrebasem pe Alexandru de solemnizare și am impresia că și el sau ei au făcut la un moment dat, au ieșit pe scenă în baschet sau în tricouri albe în loc de ținuta tradițională. Și mă gândesc la Nigel Kennedy, care vine cu tricoul lui Aston Villa, mai face niște bancuri, unele bune, altele mai puțin. Ciudat, adică e tunzi ciudat, e un ciudat. Creasta aia. Și face parte din desolemnizarea asta. Cum să te tunzi așa? Pe... Da. Eu nu știu, e un pariu bun sau rău, povestea asta cu scoaterea? Sigur, în lumea extrem de aglomerată, inclusiv în domeniul muzicii clasice, fiecare încearcă să-și creeze o imagine a lui anume. Da. Și Nigel și-a găsit chestia asta foarte inteligentă, e un tip foarte inteligent. Știu. Și asta este și va rămâne imaginea lui în continuare. Un alt violonist cu care am și cântat a găsit chestia că și-a construit și și-a vopsit o vioară în albastru. E violonistul care cântă la vioara albastru. A avut voie? Deci, nu era un Stradivarius. Era o vioară modernă. Albastră lui Picasso. Eu cred că fiecare trebuie să-și găsească o calea lui, trebuie să fie sincer, că în clipa în care e o chestie forțată, e o chestie artificială, asta nu are cum să țină foarte mult. Publicul nu-l poți păcăli de foarte multe ori. Și de aia, e important să fii tu însuți. Și de aceea am vrut să fim noi înșine, am vrut pe scenă să arătăm că, uite, violoniștii, artiștii pot fi pe scenă și relaxați. Artiștii pot să și vorbească. Nu mai spun ce scandal a fost când a vorbit prima dată în public, când eram la liceu, mamă, critica. Nu, ai sacrilegiu. Trebuie să vorbească muzica prin muzică și atât. Nu te-a pus să explici prin cuvinte una și alta. Și n-am mai vorbit ani de zile, n-am mai vorbit. Dar odată ce a trecut timpul, mi-am dat seama că cel puțin anumite muzici ar avea de câștigat foarte mult în clipa în care sunt puse într-un context. Oameni care nu sunt familiarizați, care n-au răbdare poate să citească ce scrie în programul de sală sau să citească volume întregi, îi ajuți foarte mult să se conecteze cu muzica respectivă. Știi de ce zâmbesc? Acum câțiva ani, în timpul unui festival Enescu, am făcut un spot promoțional la unul dintre partenerii festivalului, una dintre benzinării, dacă nu mă înșel, Rompetrol, a pus muzică clasică în benzinării. Nu știu dacă știți momentul, dar era numai după o anumită oră, în orice, spune, de la ora 14 încolo, era o chestiune de genul ăsta. Și acolo, în benzinării, aveau niște difuzare unde curge muzica aia în surdină la radio, Și m-am dus și am filmat acolo. Apropo de ce spui de educație, de explicat, mă duc, stau sub un difuzor din ăla, am spus ce era de spus acolo, am tras mai multe duble, cum să trag. Asta a fost de mult. Anul trecut poate să fost. Da, poate ceva. Minte. E și memoria mea, știi? Și stau acolo, înregistrez, mă rog, cum să face de asta, realizez numărul respectiv și mulțumesc, dau să plec și vine un băiat, intră în benzinărie, mai eu pe el așa, blugi cumva, și zice, se oprește derutat, știi? Și spune, aoleo, ce ați făcut, mă, cu muzica? A stricat muzica, a stricat benzinăria. Să vă pierdeți afacerea. Acum mai țineți două zile, nu mai intră nimeni. Trecem la bicicletă. A remarcat, pentru că a fost un șoc, omul zice, stai puțin, că nu e cadrul. Nu era de obicei. Mi-am dat seama că, bine, poate avea și o barieră și nici nu era... cum să explice la un moment dat cineva, domnule, stai, ai răbdare, o secundă, un minut să vezi. Asta este exact ideea din spatele campaniei Ascultă 5 minute de muzică clasică, o campanie Radio România Muzicală, unde sunt ambasador, mă rog, eu sunt solistul orchestrelor radio de 20 de ani și primăvara anului trecut, tot așa, stăteam degeaba, totul era închis. Am zis, ia dumne, ia să vedem noi. Că am mers în licee să le vorbesc copiilor despre muzică și așa mai departe. Am gândit, ia să vedem, ia să fac eu un proiect pilot. În care am luat la rând, am făcut o listă cu tot felul de școli din astea, din București, școli, grădinițe. Și am zis, o să vin să fac o mini-conferință despre muzică, 20 de minute maxim, să le vorbesc copiilor, nu... spre Beethoven, Mozart, nu, să le spun cum eram eu când eram de vârsta lor, cum a fost când m-am apucat să cânt la vioară, cum arată o vioară, dacă vor să o atingă, să o vadă, să o ciupească și așa mai departe și le și cântam.
la sfârșit. Și sigur m-am gândit, mama, să nu-i traumatizez pe bieții copii, hai să le cântăm ceva lejer. O piesă de Bach, 3 minute, așa, homeopatic, bun. Și dacă vedeam că sunt interesați și că mai vor, aveam și o piesă de George Enescu. Și care credeți că era piesa care le plăcea copilor cel mai mult? Care? Bach. Enescu. Enescu? Acolo este viitorul. Copiii sunt viitorul. Ei sunt mai destupați la minte și mai dornici de lucruri din astea extreme, intense, decât suntem noi. Copiilor le place mai mult Enescu decât Bach. Asta e concluzia mea. Eu am fost cu fiul care a trecut printr-un proces de culturalizare obligatoriu. Forțată, așa. Da. Asta e viața, așa trebuie să se întâmple. Dacă eram dator să pun rădăcini, știi? Adică să pun niște semințe care să prindă rădăcini. O să aibă și el copii și o să se răzbune atunci. Asta e viața, să se răzbune în felul ăsta. Dar trebuie să vadă, să înțeleagă. Și am mers și la filarmonică și la sala radio, adică l-am dus la concerte și îi studiam reacțiile să-l văd cum trăiește, unde trăiește, știi? Și de unde, de la preadolescentul rebel care m-ai adus aici, este dramă. Adevărul e că până la sfârșit muzica te înhață, te duce de mână, te face curios. Dacă e un concert bun, da. Dacă e un concert bun, da. 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 Bine, se pot întâmpla și rateori, dar n-a fost cazul. Și ăla, știi, că în momentul în care îl vezi, în momentul în care nu mai stă așa pe scaun, prăbușit în scaun, ci în momentul în care se ridică, se încordează un pic și se uită. Bă, ce-o face nenea ăla? Că nu face rău. Nu face rău, da. Colegii cu tobele sunt foarte atractivi, știi, instrumentele acelea mari, mai ales că poți să vezi, iau-te-l că se pregătește acum, știi? Există acea scenă pe YouTube, o scenă celebră în timpul nu știu cărui spectacol, cu o doamnă care doarme, nu? N-ai văzut? Da. Și la un moment dat, băiatul de la talgere lovește. Da. Și tipa face și râde toată sala. Fata visa ceva puternic de tot. Era dincolo, în altă lume. Să zic că pentru mine e un mare compliment să văd pe ceva că adoarme în timp ce cânt. Pentru că înseamnă că nu doar așa figurat, la propriu am reușit să-i duc în altă lume. Da. Nu, și înseamnă că conceptul este bun. Dacă muzica e proastă, dacă e cântată prost, dacă e fals, nu știu ce, nu poți să dormi, pentru că îți dă o senzație de disconfort. Dar tu ești amabil acum, pentru că eu, de exemplu, mai că mă formalizez, că mă duc să iau apă minerală de jos și îmi spune cel de acolo de la magazin, domnul Radu, ca la pedicură. Da. Domnul Radu, ce v-am ascultat aseară la fotbal, așa frumos ați vorbit, am adormit imediat. Și nu știu, nu iau ca pe un compliment, țin în primă instanță, adică am fost atât de neinteresant. Da. Da, vrei să spui lucruri mari, domnule, dar eu mă chinuiam acolo. Alex, noi am fost învățați la muzică, atâta muzică am făcut și noi în școală, în gimnaziu, că unul dintre marii virtuozi ai viorii este Sarazate. E bună judecata asta? E facil? E complicat? Că am rămas cu amintirea profesoarei de muzică vorbindu-ne despre el. Da, probabil că avea o pasiune. Bănuiesc că sigur, da. E o muzică din asta, da. Spaniolă, iberică, temperament, tot ce vrei. Da, Sarasate, Wieniawski, Paganini, fac parte dintr-o serie de violoniști, interpreți și compozitori, la fel cum au fost și la pian, Liszt și alții, care cântau fantastic și își compuneau și propriile, propriile piese. Da, ce să zic, îmi place, cânt cu plăcere lucrurile de Sarasate. Îmi plăceau și mai mult atunci când eram așa adolescent. Da. Acum îmi plăc alți compozitori. El e un pic în urmă, așa. Nu. Și îmi place exact și această provocare, tocmai să reușești să descoperi ceva profund, ceva interesant, ceva dramatic, inclusiv în această muzică, care, de adevăr, la prima vedere, poate părea o muzică din asta mai de suprafață. În Paganini, de exemplu, deci în Paganini, în Integrala Capricilor, acolo este poate cea mai consistentă lucrare a lui. Pentru că acolo nu a avut niciun fel de limită, a scris absolut ce a vrut, cât a vrut, cum a vrut. Și a ieșit ceva spectaculos. Spune un pic despre turneul ăsta, despre celălalt
membru al duetului, da, Dragoș și Ilie, nu? Îmi place ca de fiecare dată să invit, să am muzicieni invitați, alți artiști invitați. A fost Ana Munteanu, care făcea picturile acelea în nisip. Anul acesta, deci, voi călători împreună cu Dragoș Ilie. L-am auzit, nu? Da, a plecat, okay. A plecat de mult și tocmai... Prin intermediul turneului încercăm să mai readucem în țară, fie și pentru câteva săptămâni, din artiștii noștri remarcabili, pentru a le arăta că, iată, și în România pot fi apreciați, pot cânta publicului. El deja are o carieră excepțională acolo în străinătate, cântă pe cea mai bună chitară disponibilă în lume la acest moment și pot să vă spun că chiar așa și este. Că mie îmi place, mă rog, nu știu să cânt la chitară, dar îmi place, de exemplu, să când e un pian excepțional, îmi place și eu să-l încerc ca să simt acea calitate. Și mi-a dat voie să încerc puțin și chitara lui și chiar și la un om care nu știe să cânte la chitară se simțea o calitate și o forță din asta de m-a dat. Dar ce chitară e cea mai bună din lume? O chitară, am înțeles, construită în Germania, un sistem constructiv aparte, o esență de lemn aparte, un sunet incomparabil mai puternic decât al oricăror alte chitare. Că asta este problema în principal cu cântatul la chitară, că e un instrument cu un sunet relativ mic, dar nu și cu acest instrument pe care... E veche? E nu, ceva? Nu, nu, e nou. Nu. Deci... Mă rog, și Stradivarius a construit chitare, dar forma actuală a chitarei a apărut undeva pe la sfârșitul secolului al XIX-lea. Că pe vremea lui Stradivari erau mai mici, că spațiile în care se cânta erau mai mici. Și l-am auzit a câștigat Bursa Moștenitorii României Muzicale, foarte tânăr, este incredibil, 20 ceva de ani, și ne înțelegem perfect. Adică am repetat doar o dată și deja suntem gata. Suntem gata să ieșim în public. Uite o chestiune grea, că ne apropiem așa de final, dar vreau să știu și părerea ta. E războiul ăsta care e lângă noi, a dus o dezbatere și în lumea voastră. Adică știi ce s-a întâmplat cu artiști ruși care au trebuit sau n-au trebuit să plece de la locurile lor de muncă în funcție de care au fost cerințele acolo, sau operele unor compozitori ruși, la fel mai mult sau mai puțin interpretate, diverse filarmonici sau instituții de cultură și-au ales drumurile lor. Noi am tot discutat săptămânile astea, lunile astea aici. Scoaterea lui Ceaicovski de pe afiș. Sigur că există și așa ceva. Da, a existat și așa ceva. Cum gândești? Cum te gândești la toată situația? Din punctul meu de vedere, Ceaicovski nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina. În schimb, anumiți artiști ruși, cum e Valeri Gergiev, de exemplu, care este un apropiat al lui Putin și care a refuzat în mod public să se dezică de atrocitățile comise acolo în Ucraina, și-au asumat lucrul acesta. Oricum, el este milionar, el cântă zeci de concerte în toată Rusia fără nicio problemă, așa că pe el nu cred că îl afectează aceste anulări care au apărut în ultima vreme. Sigur, este trist atunci când un muzician ajunge să fie dat deoparte de evenimente politice, dar câteodată și artiștii au opțiuni politice pe care trebuie să și le asume cu bune și cu rele. Deci e o chestiune de asumare până la urmă, ca și în cazul sportivilor. Da, să dai la o parte pe Ceaicovski, pe Prokofiev, pe Șostakovici, mi se pare absurd. Adică ca și cum l-ai scoate pe Goethe din literatură, pentru că Germania, ce să vezi, a făcut și a adres în război. Uite, da, e o atitudine corectă, dar Rusia n-a procedat așa. Știți imaginile de la Moscova cu acel pianist celebru, mie îmi scapă numele, care cânta operele unui compozitor ucrainean. Și poliția a oprit. Da, bineînțeles. Poliția a oprit acest concert pe motiv că este o bombă în sală. Nu era nicio bombă, evident. Motivul adevărat fiind că opera ucraineană nu se interpretează la Moscova. Libertatea de expresie funcționează aici și dreapta măsură în spațiul democratic. În partea cealaltă, nu a mai funcționat așa. Adică nu văd unde e mirarea. Nu e nicio mirare, doar am comunicat. Sunt mulți artiști care, mulți studenți la muzică care au ajuns în România. Așa, chiar am cunoscut o violonistă, Anastasia, care acum e la facultate la Universitatea de Muzică din București și a fugit din Kiev cu un rucsac în care avea cam cutia asta pe care l-am eu pe bicicletă și cu cutia de vioară.
Și eu dat seama că m-am gândit și eu, doamne, dacă ajunge, că atunci prin martie, prin februarie, prin martie când a început totul, chiar ca toată lumea, ne gândeam cât va mai dura până ce ajunge și la noi. Făcusem o listă cu oameni la care pot să sun sau habar n-am. Și mă gândeam și eu că, într-adevăr, dacă se întâmplă așa ceva, evident că și eu tot cu un rucsac și cu Viora în mână m-aș înfățișa. Și de aceea, ediția de anul acesta a Tunelului Stradivarius va fi dedicată strângerii de fonduri pentru acești studenți care se refugiază aici în România și în încercarea noastră de a le oferi condiții cât mai apropiate de, de normalitate. Noi nu putem să ne dăm seama prin ceea ce trec ei. Nu avem. Deja cumva războiul s-a banalizat în fiecare zi cu o știre, au mai avansat, s-au mai retras, a mai murit nu știu cine, așa. Dar în clipa în care e cineva apropiat, în clipa în care îți pierzi familia, în clipa în care tatăl tău a plecat să lupte în război și nu mai știi de el nimic de luni de zile, sunt niște chestii pe care nu putem să ne le imaginăm, pentru că nu le trăim. Și, după părerea mea, muzica este aceea care poate reda o speranță, inclusiv acestor copii. Și sperăm ca muzica pe care o cântăm noi să îi emoționeze pe oamenii care o ascultă, să facă să devină receptiv la nevoile aproape lui, să trecem de această sferă personală și să ne gândim că, iată, suntem atât de norocoși, suntem atât de bine în ziua de astăzi, cu toate problemele noastre, încât putem să-i ajutăm și pe alții și să facem acest lucru în continuare. O să mă uit când e concertul de la Sfântul Iosif, că probabil că nu le știi pe din afară, dar mă informez și aflu. Există un site. Există un site. Stradivarius.ro, pagina de Facebook Alexandru Tomescu oficial, acolo, 12 sau 13 iulie. Perfect. O să fie aici. Eu o să fiu și o să merg. Promit că o să merg la concertul ăla. Ăla era un loc de reculegere și chiul la mine, Sfântul Iosif, pentru că e lângă Sfântul Sava, lângă liceu, care atunci se numea Nicolae Bălcescu. O să cred că ai chiulit la biserică. Ba era un spațiu minunat, cum să nu. În gimnaziu aveam herestrăul la doi pași și ăla era locul de chiul și locul unde nu te repera nimeni. Dar la biserică? Da, cum să nu. Te vede Dumnezeu, știa ce faci. Ce crezi că dacă Dumnezeu știe totdeauna? Credeai că dacă e Dumnezeu catolic, nu vede sau ce? Și cred că m-am și întâlnit cu copii de la școala dintre Sfântul Sava și Sfântul Iosif, era în spate undeva un liceu, o școală generală care cred că se chema Vasile Alexandrii. Da, și mai veneau pe acolo. Cred că și Răzvan Lucescu a învățat acolo, dacă nu mă înșel. Și el chiulea la biserică. Bă, da. Nu e exclus să știi la ce programă și la câtă ideologie am mâncat noi în școală. Tu chiuleai, adică să chiulești, puteai să chiulești de la Viora. A fost una dintre motivațiile mele cele mai puternice de a cânta la Viora. Mă rog, nu chiuleam. Chiuleam ca să merg la concursuri, la concerte, să mă pregătesc și așa mai departe. Da. A chiuleai ca să cânți la Viora? Da. Da? Da. Tomens cu noi la chimie. Iar cântă doamna, s-a dus să cânte. A lipsit foarte mult. Da, ai făcut un liceu obișnuit? În clasa 8 am fost la școala 3, școala Titulescu, așa. Unde dacă vrei să treci așa onorabil clasa 3, să mergi la olimpiadă. Am fost la olimpiadă, la română, la matematică. Mă chineam cu gazeta matematică. Da, am avut 7 la chimie, o notă măreață. Mare, da. Și pe urmă, după ce a venit Revoluția, în clasa 8 s-au refăcut cele două licee de muzică, Enescu și Lipati, și din clasa 8 am revenit la liceul Enescu și nu doar cu specialitatea cu muzica, ci și cu cultura generală. Da. E poveste sau e adevăr că erai foarte mic și plângeai și erai agitat și te calma Lipati? Când eram bebeluș, da. Pentru că Lipati cântând Bach are un recital din ăsta celebru, în special cu corale din astea transcrise de Buzoni și e o chestie cu totul special. Lipati știa să facă pianul să cânte. Da. Să uiți că e un instrument de percuție. De fapt, da. Ce interesant. Da. Și astăzi mai e sentiment, adică mai pui, dacă mai asculti. E în piesele mele preferate, da. Da. Te liniștește? Nu te adorme, dar te liniștește. Îmi place. Nu, am o listă de Spotify foarte variată, așa, în care muzica clasică ocupă sub 5%. Pot să fac o recomandare. Deci Apple are funcția aia nouă, Limitless pe Apple Music, și o să vezi că muzica vine
altfel față de Spotify, că, mă rog, să-ți permită și abonamentul la telefon, asta e așa, că vine cu toată descărcarea, nu mai există compresia aceea care se aplică canalelor de muzică și sau de coboară, jur că muzica coboară lângă tine, este ceva realmente spectaculos. Da, asta e pentru toată lumea, vă bifați acolo Limitless, atenție la abonament, că e ca și cum ai vedea un film, trebuie să ai de la nelimitat. 4K. Da, este, dar se schimbă cu totul atmosfera și primești alt tip de muzică. Atunci când asculți muzică și cam orice fel de muzică, nu doar muzica clasică, contează foarte mult, foarte mult aparatura pe care o folosești. Da. Și în clipa în care intri în această lume a audiofililor, lucrurile iau la asta. Ai acasă, adică te ești... Nu, mi-e rușine să zic pe ce asculte muzică, pe niște cutiuțe. Dar am prieteni care au niște sisteme din astea audio incredibile, hipnotice. Hipnotice. Problema este că după ce asculți orice muzică la un sistem din ăsta top-end, după aia orice altceva merge în orice magazin, se pare că e o păcăleală. Dar prietenii aia bănuiesc că stau la casă. Da. Că la bloc e mai greu să exploatezi așa ceva. Mai am o curiozitate, dacă tot te-am prins acum. Tu când asculți muzică, poți să mai asculți detașat sau asculți profesional și vezi... Muzică de vioară ascult foarte rar, pentru că, într-adevăr, e greu să mai fiu păcălit de cineva. Adică tot timpul știu ce se întâmplă acolo. Am poate o piesă sau două pe care să zic că le-aș asculta de plăcere, așa, extra. Muzica clasică îmi place să ascult în general muzică de pian sau muzică de quartet, sau muzică din asta cu orchestră sinfonică. Și în rest... Astea sunt cei 3-4% de muzică clasică. Rest, îmi place să ascult jazz, îmi place să ascult muzică românească, îmi place să ascult muzică rock, orice altceva. Ok. Și acolo te poți detașa că... Nu, acolo exact același lucru pe care îl caut. Emoția. Emoția. Deci dacă e o piesă care îmi spune ceva, care mă emoționează, care îmi transmite o anumită stare, da, atunci îi dau like și a intrat în lista mea. Dacă nu... Next. Da. Deci, coincidență frumoasă, eu aseară am fost la lansarea lui Marius Constantinescu, care prezintă festivalul Enescu. Acum stăm de vorbă cu Alexandru Tomescu. Se lânce bine. Este minunat. Mulțumim. Mare bucurie. Mulțumesc de invitație. Da. Mă bucur că v-am revăzut pe amândoi. Da, noi ne-am mai văzut de mult de tot. Ani. Da. De ani. Așa e. Păi o să ne mai revedem. Vine Radu pe data de 12. Eu vin pe 12 iulie, vin acolo la Sfântul Iosif. Clar. Mare bucurie ne-ai făcut. Trebuie să-i lași invitația de făcut. Vin și fără invitație. Mă cunosc cei mai vechi de acolo de când chiulam. E locul rezervat. Da. Te vede Dumnezeu, te-ai întors la lui Achilești de undeva. Da. Mulțumim, Alexandru Tomescu. Mare mulțumim. Mulțumesc și eu. Noi revenim la Vorbitorinci. Călătoria de astăzi merge către Italia. Către Italia, mai precis către Mantova, care era pentru noi o destinație până de mult îndepărtată și despre care nu știam mare lucru. Mă, nu că am fi blindați cu informații la ora asta, dar am făcut o vizită de o zi, am povestit deja incidentul cu parcarea, acolo a fost în Mantova. Mantova e un oraș mai degrabă micuț, înconjurat de niște lacuri artificiale, am înțeles. E un oraș înfrățit cu multe orașe din alte țări europene, printre care și un oraș din România, care se numește Oradea. Da? Mantova e înfrățită cu Oradea. E o splendoare de oraș, cu elemente multe de renaștere, cu elemente de baroc, cu piețe foarte frumoase, inclusiv Piața Erbe, care este o denumire quasi generică, pentru că am întâlnit așa ceva și la Verona, și la Vicenza, nu știu dacă nu și la Cremona, habar n-am, dar la Verona în mod sigur. E un oraș cu multe străzi, nu știu dacă e bine să le spunem, să scurt, trotoare, galerie, cam Bologna, de pildă, mergi sute de metri, dacă nu kilometri, în dreptul unor magazine, librării, restaurante și ești ocrotit de coloane. Nu te bate soarele, nu te plouă, nu te ninge. Și de o parte și de alta. Piețele sunt foarte frumos făcute, sunt piețe care trec dintr-una într-alta. Cu
cu o rotondă foarte frumoasă în care se intră, se poate vizita, cu o catedrală sau biserică San Pietro, iarăși foarte frumoasă, San Andrea. Există o casă, casa lui Andrea Mantegna, care s-a născut acolo și a pictat acolo multă vreme. Noi, din păcate, am găsit-o închisă, pentru că programul de vizitare e straniu. Cum? De vineri până duminică. Adică luni, marți, miercuri, joi, chiuză. N-am mai văzut până acum un, totuși un loc istoric să fie închis 4 zile din 7. Fii o proprietate privată, te-ai gândit? Posibil. Da. Și lucrurile care ne-au atras atenția, dincolo de aspectul gastronomic, pentru că Mantova a fost la un moment dat capitală culturală, nu știu acum, prin 2006-2007, în anul imediat următor a fost capitală gastronomică. Și în anul de după, cred în 2008, a intrat în patrimoniul UNESCO, pentru că într-adevăr centrul orașului este spectaculos și în centrul ăsta ai Palatul Ducilor, deci Ducii de Mantova. Când spui Mantova, te gândești imediat la Duci, la fel cum când spui Dijon, te gândești la Ducii de Burgundie. Aici, la muștar, scuze asta. La muștar, dacă îți sare. Da. Da. Și aici familia cea mai puternică era familia Gonzaga, Fernando al II-lea, dar nu numai el, au avut putere, au avut bani, au avut influență, au fost sponsori, am spune astăzi, protectori, am fi spus altă dată, pentru foarte mulți artiști. Pe unii i-au și primit la Palatul Ducal, Donatello Pildă, au găzduit operele, o colecție impresionantă de pictură în palat și este un palat care te răsplătește. Deci mergi prin el, te plimbi și rămâi cu gura căscată. Este o frumusețe. Lângă el este un castel care era în refacere parțială când am fost noi acum câteva săptămâni. Mai mergi pe străzile astea frumoase cu coloane, cu trotuarele acoperite, ocrotite și ajungi la un moment dat în spațiu deschis și după ce mai mergi cam un kilometru, ajungi la celălalt palat al familiei Gonzaga, Palazzo Te, care iarăși este o splendoare și care se poate vizita și, cel puțin în perioada în care am fost noi, nu era lume. Erau câțiva oameni care se pierdeau în imensitatea palatului. Există acolo niște scene, niște picturi, o bătălie a giganților pe mai mulți pereți din două săli, cred, absolut copleșitor. Te simți copleșit. Ne-am făcut niște poze, pentru că sunt niște siluete gigantești, într-adevăr. Nu în mărime naturală, mult mai mare decât mărimea naturală. Și am făcut niște poze cu încăperea și cu intrarea. Deci intrarea este de pitici pe lângă figurile pictate pe pereți. De ce aveau cetățenii ăștia două palate, oare? Că își puteau permite, dar sunt și alte familii care au avut, da, familia Medici, cred că au avut mai mult de două palate, a avut fortărețe, da. A avut așezăminte, să zicem așa, și în Cortona, și în Florența, nu mai vorbesc, există și Palatul Medici Riccardi, și în Volterra există o fortăreață care a aparținut familiei Medici. Mi-a adus aminte de cartea aceea, de o citirăm împreună, cu Renașterea cea urâtă. De Agri Renaissance, da. Și de familiile care erau și protectoare, dar și mâncătoare de resurse, ca să zicem, probabil. Și erau cu impulsuri dictatoriale de multe ori, erau familii care decideau tot în viața lor. Deseori în război unele cu altele. Da, sigur. Și care controlau toate fondurile din orașe. Mulți dintre ei, oameni care făceau lână. Da, adică da, era o sursă imensă de bogăție la data, la data respectivă. Da. Dar care erau creatori de frumos. A, da, sigur. Deci viața nu era creatori încurajatori de frumos, da. Și în Roma Renaștere și în Roma Barocă erau mari protectori ai artelor, care erau fie cardinali, fie marchizi, fie duci. Ormantova este o destinație și plăcută, și frumoasă, și instructivă. Adică nu e un oraș care să te bage sub el, în care să nu poți să respiri. E un oraș aerisit,
cel puțin noi așa l-am prins, cu mult bun gust, cu renaștere multă, renaștere și cu baroc și cu o înșiruire. Asta mi-a plăcut, cred, cel mai mult. Felul în care piețele în centrul orașului mergeau dintr-una într-alta. Adică făceai niște fotografii și spuneai, bun, hai că am rezolvat, hai să ne continuăm plimbarea, și după 50 de metri se deschide altă piață, la fel de frumoasă. Și e o destinație tihnită, plăcută și colosală prin aceste două palate și, în general, prin toate monumentele de artă și de istorie de acolo. Zilele trecute am avut o întâlnire cu Horia Roman Patapievici, care spunea în felul următor: domnule, ceea ce rămâne după noi toți de-a lungul secolelor este doar cultura. Că vezi, este, acum ești personificarea acestei expresii, pentru că povestești această Mantova extraordinar de frumoasă cu creația sa culturală, da, fie da, că da, e da, pictură sau arhitectură, da, sau tot ce au lăsat oamenii ei acolo, dar nu te mai gândești la 500 de ani în urmă, care era atmosfera de lucru, de viață. Astea sunt lucruri care se pierd. Rămân operele acestor oameni. Da, pentru că este palpabilul, care se găsește în muzee, în biblioteci, în pinacoteci, peste tot. Ai uitat, mai ales că n-ai trăit acolo, n-ai avut strămoși care au trăit acolo, ai uitat conflictele, ai uitat sângele, ai uitat execuțiile, ai uitat foametea, dacă o fi fost, ai uitat ciuma pe acolo, ciuma pe unde a trecut. A da, adică da, dacă a fost la Florența, no, o fi urcat și spre Mantova. Mantova e în Lombardia, ține de Lombardia și, repet, o zi cred că îți ajunge. Două zile dacă vrei să aprofundezi și să te mai duci odată, sau dacă rămâi cu mașina în parcare și atunci ți-e o noapte la hotel, nu e o mare pierdere, pentru că în oraș și gastronomic arată foarte bine. Sunt tot felul de restaurante, dar numai restaurante și mici baruri unde au, am văzut și niște răsfățuri de dulce la care m-am uitat cu jind, conform mici obiceiului. Au, domnule? Mici n-au. Da, dacă n-au, nu sunt perfecți. Rezolvat. Nu, da, sunt perfecți. Vă rugăm, da, poftiți la o cred vor. Că nici ciorbă de burtă n-au. Da, asta ar fi fost o nu este perfecțiune. Este, da. Burtă renascentistă. Da. Burtă Gonzaga. Da. Da. Și ar fi fost asta, să mănânci burtă cu brânză din aia. Da. Bufala. Bufala, da. Dar da, da, recomand, deci este un oraș splendid. Deci de care ca la Valencia, te lipești imediat. Bine, nu seamănă deloc cu Valencia. De un oraș care te cheamă și nu te face să te simți turist. Te face să te simți de-ai locului. Te simți binevenit. Nu are nicio stridență. Hai să vorbim și despre cărți. Da. Spuma filelor. Spuma filelor la Vorbitorinci. Ne-am prezentat cu toate cărțile la noi. Săptămâna trecută eu m-am văzut cu Eric Emanuel Schmidt, da, scriitor celebru, ultra-celebru, da, da, aici, da, în Europa și mega vândut, care aici în România este publicat de Humanitas. Da. Și, mă rog, o să povestesc că am fost la lansare și povestesc despre această primă carte dintr-o serie de 8 pe care le scoate el. Altfel, succes cum doar la tine am mai văzut așa în România. Hai, ce vorbesc serios, mai sfut. Tu nu știi când a venit Paolo Coelho în România? Cam... Era coadă la Crețulescu până în dreptul Palatului Regal. Eu n-am fost acolo, dar la tine da, am fost. Da. Așa. Nu, vorbesc serios. Deci eu sunt din conference. A fost foarte multă lume. Da, asta vreau să zic. Dacă mai ții tu minte, atunci când ai lansat cu Dacian Cioloș, cred că a fost o ediție și cu Victor Rebenciuc, sau poate n-am fost deodată, da. Mai știu. Și cu tine. Și cu mine, dacă Așa... A fost la orice unde este teamă, atunci a fost... Da. A fost multă lume, da. Da. Așa, da. Așa, a venit foarte multă lume și aici, știu că ești în genul de comparație, dar eu făceam o comparație de mulți mai celor prezenți. De Liga Campionilor, eu sunt eventual de Conference League. Acolo, un om foarte plăcut, așa. Am stat și de vorbă cu el un pic mai mult, am și avut și jucat ocazia. O carte. Da. A și jucat una dintre cărți la Sibiu. Cred că și la Cluj. La Cluj? Cred că la Cluj și acum la Sibiu. Acum. După Cluj. Da, după Cluj. Și am petrecut o seară admirabilă uitându-mă la el și la Dinu Flămând,
Deci, Dinu Flămând este... Am intrat, de luat acasă. Deci eu am intrat ca într-un film, înțelegi? Odată, pentru că eu am un handicap, eu nu pot să vorbesc franceză, dar înțeleg. Da. Adică eu dacă am doi oameni care vorbesc franceză în fața mea, eu înțeleg, dar am blocaj din ăsta să vorbesc pentru că nu-s bine pregătit, pentru că n-am învățat la vremea mea și pentru că m-am hotărât tura asta să... Și n-ai luat premiu. N-am luat premiu, da. Și m-am hotărât tura asta după ce i-am văzut pe 12 Denisa Comănescu conversând, așa am zis, bă, mă duc să fac și eu franceză, să nu mai fiu handicapat. Okay. Așa, și chiar să mă impulsionez să mă țin de acest lucru. Poți să-mi spui să-ți mai să timp. Să mi-am asta și zis, doresc. Sâmbătă, da, două ore, măcar să pot să fac așa. Când că joacă Arsenal, e cel mai bine. Ce glume. Faci ceva folositor. Bună asta, da. Și, bine, măcar atât, pentru că ce înseamnă conversația între niște oameni de litere e absolut admirabil, adică s-a dus la niște cote foarte înalte, care nu sunt accesibile muritorilor de rând. Da, eu pe Schmidt nu-l cunosc. Dar pe Dinul știu. Pe Dinul știu, și Dinul este adorabil. Și eu mă gândeam când s-au făcut acele propuneri pentru ICR-uri. Gândeam, zic, dar omul ăsta este o enciclopedie, este un om spectacol, este un om atașant, un om dezvolt în nu știu câte limbi de circulație internațională, traduce din portugheză în franceză, da, direct. Asta am văzut, este fabulos. E fabulos și un om foarte cald. Eu știu că am făcut o lansare cu el mai demult când s-a reeditat cu Inima smulsă din piept. Și l-am avut pe el invitat. Mă, este minunat, e savuros. Da, savuros și cult până în vârful unghiilor și nu face paradă. Este un om la locul lui, modest, repet, e o comoară. Mă mir și sunt consternat că o asemenea comoară nu e valorificată. Da, da, asta e un obicei românesc, da, știu. Foarte clar. Și da, ICR acum a devenit o scenă de traseism de ăsta cultural, politic, de tot felul de lucruri de astea care nu mai au legătură cu cultura. În fine, am spus asta ca să vă zic, o să vă zic de Erich Emanuel Schmidt și cartea sa Paradisuri pierdute. Dar te las să debutezi la dumneata. Da, eu încep cu o restanță de data trecută, că n-am mai avut timp, așa, cu Cătălin Mihuleac, poziția 11-a și domnișoarele lui Fontaine la editura Humanitas, în colecția de scriitor român contemporan, de care se ocupă foarte bine Andreea Răsuceanu, ea însăși autor, critic, om de amprentă culturală. Cătălin Mihuleac scrie cam în registru în care a scris și America de peste pogrom și Deborah, vorbind cu mult umor și cu mult har despre lucruri grave și despre lucruri triste, ceea ce e un spagat ambițios, nu le iese tuturor. Sunt puțini cei care reușesc să atace teme grave, decisive, fundamentale, legate de memorie, legate de istorie, legate de inserție, de toate tipurile, în registrul ăsta. E un om care se documentează pentru cărțile lui și aici spune o poveste care începe prin împreajma primului război mondial, când vine la noi misiunea militară franceză condusă de Berthelot, de Henri Berthelot, căruia noi spuneam Burtălău, căci am adus la o formă cunoscută. Da. Așa, Berthelot, care, spune Cătălin aici în carte, face o primă observație epocală despre armata română, spune, este o armată excelent dezorganizată. Da, asta s-a părut splendidă vorba. Ce bun asta. E, da. Da, da, da. Și el este ofițer în cadrul acestei misiuni, face cunoștință cu un anume Petru sau Petre Negru, care îi arată sufletul românesc în toată splendoarea lui. Și există o formă de pedagogie reciprocă. Fontaine îl inițiază în dedesubturile și în subtilitățile francezei, culturii franceze. Negru îl inițiază în fastul sufletului românesc și în cotloanele lui. Poziția 11-a n-are nimic sexual, să ne înțelegem. Este o poziție de pe o listă. O să vadă cititorii
ce listă e și pe cine conține și cine este la poziția 11, iar domnișoarele Fontaine sunt într-adevăr niște domnișoare de la pensionul francez, liceu francez, care încapă mâna comuniștilor și care la un moment dat ajung să fie acuzate de spionaj, de trădare, persecutate, decăzute din drepturi, transformate în niște cârpe umane, bagiocorite, și toată cartea asta este, la fel ca precedentele, un balet între grav și amuzant, între cum se întâmplă de atâtea ori istoria mică și istoria mare. E o carte pe care cred că autorul o va vrea tradusă, în orice caz în Franța și în Germania, în spațiu francez și în spațiu german, cum a fost și Deborah, cum cred că a fost și America de peste pogrom, ba nu, chiar a fost. A nu se confunda Fontaine cu Fondan, pentru că el are un volum de proză care se cheamă Ultima țigară lui Fondan. E un autor foarte talentat, pe care poate cine știe îl prindem odată să-l aducem aici. El nu stă în România, stă în general în Franța și a găsit un loc acolo. A stat cu o bursă la Berlin, nu de mult, mai vine prin țară. Noi suntem amici și dacă îl prind odată îl pețesc pentru vorbitorii, că e un om care are multe povești. E un om care nu e recunoscut cum ar trebui în România. Nu îi se dă suficientă atenție, nici măcar atenția critică nu este uriașă, dar e unul dintre romancierii noștri foarte, foarte bun. Nu fac topuri, nu spun, e al doilea, al cincilea, nu. Dar este foarte bun și este constant bun în ceea ce scrie. Ok, excelent. Cătălin Mihuleac la Humanitas, poziția da? Poziția 11 și domnișoarele lui Fontaine. Eric Emanuel Schmidt, vă promiteam, este Paradisuri pierdute, a apărut la Humanitas Fiction. Este primul volum dintr-o serie de 8 care străbat timpul din epoca neolitică până în lumea de astăzi. Sau mă rog, vedem da. Că așa e anunțat. Povestea unui personaj nemuritor. Adică personajul se numește Noam. Este undeva în epoca asta paleolitică, un tânăr născut și care de acolo nu mai îmbătrânește niciodată, străbătând timpurile și văzând modul în care se transformă societățile, dar și planeta. Spun și planeta pentru că prima carte este strâns legată de episodul potopului și anume inundarea bazinului Mării Negre, a ceea ce ar fi Marea Neagră astăzi, de către Mediterană. Nu că ăsta a fost fenomenul geologic. Mediterana a rupt zăgazurile de la Bosfor și s-a prăbușit peste zona asta. Deci romanul este situat în România, cum ar fi astăzi. Ce s-ar putea să fie mai atractiv. De-aia a fost lumea la lansare. De-aia a fost lumea și Emanuel Schmidt spunea că, da, uite, asta pot să spun, zice, domnule, romanul este situat în România în perioada neolitică, pentru că așa se potrivește, așa era personajul lui. Acum e foarte interesant, pentru că el pune povestea asta în neolitic și nu te gândești niciodată, așa, asta a fost surpriza pentru mine, nu te gândești niciodată că oamenii din neolitic sunt oameni ca și noi, dar cu alte resurse și alte mijloace. Adică el vorbește despre sentimente, despre singurătate, despre iubire, despre capacitatea de a conviețui, despre relațiile dintre părinți și pune o poveste foarte modernă, de alminteri domnul Schmidt spune așa că eu scriu ca toată lumea de astăzi să înțeleagă, e ca și cum povestea de astăzi foarte modernă s-ar putea desfășura în perioada neolitică. Da. Nu știu dacă e posibil sau nu. Păi, da, și eu am zis, leap of faith, așa se cheamă asta. A leap of faith. Da, da, da. Trebuie o doză de imaginație. Trebuie o doză de imaginație. Și el mi-a zis, dar de ce credeți dumneavoastră că oamenii din neolitic n-ar fi avut sentimente? Unii față de ceilalți. Și am zis, nu pot să contraargumentez așa ceva. Nu știu, noi aici, cum îi vedem de la înălțimea anilor ăsta, zice, eu îi zic, sunt așa ca niște sălbatici, nu? Oamenii de acolo. Și a zis, și dacă nu, sunt ca niște sălbatici, dacă au niște forme de comunicare și uite, au niște forme de comunicare și au și forme de muzică și au și desene și folosesc culorile și avem și imagini ale unor familii și avem o înțelegere asupra acestor lucruri. De ce n-ar fi posibil? E o variantă. Adică cultura paleolitică, cu care eu nu am intersectat decât întâmplător, lasă foarte multe urme. Da. Eu scriu acum la romanul meu francez. Da. Și apare o
o pătrundere într-o peșteră paleolitică celebră, Peșmerl, undeva în sud-vest, în Périgord. Există o galerie de artă acolo, la nivelul inferior, unde sunt 570 de imagini. Să ne înțelegem. Da. Inclusiv celebrii cai pătați, despre care unii spuneau că sunt leoparzi. E, și aici el introduce că de fapt ăsta e lucrul interesant în cartea asta, în această poveste care te ține, e o poveste aventuroasă cu tot felul de întâmplări, introduce de fapt probleme fundamentale ale omenirii și modul în care oamenii și societatea se transformă odată cu progresul, cu apariția proprietății, cu dorința de a avea un pic mai mult și aproape că ți arată cum se formează dorința de a avea un pic mai mult, de unde vine ea, de ce oamenii devin avari, de ce oamenii nu mai trăiesc în bună pace, dacă o iubire, că și aici o sceră foarte, o chestiune foarte interesantă, o scenă foarte interesantă, el are o iubită, acest nou om pe care o cheamă Nura, și care Nura, aparent așa se deduce din finalul acestui roman, este și ea nemuritoare în urma unui eveniment și i-am și spus, zic, dar noastră credeți că o iubire poate să dureze 8.000 de ani? Și mi-a spus, i-am spus vorba aia cu dragostea durează 3 ani, știi? Da. Și zice, nu, aia nu e dragoste, e pasiune. Zice, dar iubirea, dragostea poate să dureze. Da. Și pune câteva întrebări fundamentale despre modul în care se poartă oamenii și modul în care sunt transformați ei de timp și de agregarea colectivității. E un pasaj foarte interesant. Zice, am străbătut timpul și la un moment dat am văzut că oamenii nu mai sunt ca mine. Eu știam să-mi cos, să-mi fac de mâncare, să-mi pregătesc hainele, să-mi caut medicamentele, mă rog, plantele medicinale și am ajuns să trăiesc într-o societate în care toți ceilalți erau dependenți de ceilalți. Nu mai știau să facă foarte multe lucruri. Unul știa să facă grâu, altul știa să facă animale. Foarte interesante observații. E doar primul volum. Din 8? Da, din 8. Da. Deci o bate pe Harry Potter. Bate Rowling. Pe Harry Potter, dar e și mai scurt. Doru Mareș. Doru Mareș, da. Mă scuzați. Da. Dacă e Doru Mareș, înseamnă că e o traducere foarte bună. O traducere foarte bună și o carte curgătoare. Cred că ăsta e termenul. Da, deci, dar așa scrie bun. Nu e un încifrat, nu e un misterios. Nu. E genul acela de carte, ai luat-o și tot te-ai dus. Adică nu există dubii. Nu te împotmolești. Da, asta e bine. Da, atât am avut de zis. Da, eu aș mai avea. Te rog. Nu știu dacă una sau două. Hai că vedem cum... Fernanda Melchior. Ce zice doamna Fernanda? Că l-am întrebat pe editor dacă așa se pronunță. Sezonul Uraganelor, în colecția Nancy a editurii Pandora M, din grupul editorial 3. Traducere din spaniol de Marin Mălaicu Hondrear, care are mai multe vieți în pieptul de aramă din moment ce mă întâlnesc cu el peste tot ca traducător. Și e și prozator, și e și poet, și e și ferment cultural. A stat o vreme în Bistrița, acum am înțeles că s-a mutat la Sibiu. Abia aștept să ne revedem. Noi suntem prieteni buni care se văd rar. Și Marin face o treabă foarte bună. Și aici este o traducere splendida unui text greu. Greu din mai multe puncte de vedere. Unu, pentru că există destule fraze lungi și foarte lungi, după modelul Laszlo Krasznahorkai, despre care noi am vorbit, întoarcerea acasă a baronului Wenheim. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, e o carte din care te smulgi greu și ca cititor și ca traducător, pentru că te bagă în ea și te bagă într-o colcăială, într-o fabrică de miasme, de putori, de crime, de urâțenii, de mărșăvii, de violuri, de tot felul de numere urâte. E o rapsodie a promiscului. Eu așa i-am spus acestei cărți. Altfel hipnotică. Deci este o carte de care nu te desparți. Și sigur că ai ce se cheamă fascinația răului. Dar aici nu e fascinația răului. Este o curiozitate de tip aproape științific pentru un microunivers. Un sat din Mexic. Melchior este din Mexic, este o scriitoare foarte, foarte bună. Romanul a fost finalist la International Booker și la National Book Award. Dar e o carte de detaliu promiscu, o carte în care pe fiecare pagină apar lucruri fetide. Cartea începe cu moartea unei vrăjitoare, care apucă să-și transmită meșteșugul mai departe fiicei sale,
despre care la un moment dat nu-ți mai dai seama dacă e fată sau băiat, și cred că aici e una dintre întorsăturile Fernandei Melcior, și acolo apare o lume mică plină de esențe tari. Esențele astea tari sunt alcoolismul, sunt crima, sunt violența. Suntem în Mexic. Și nu suntem în Mexic la Cancun sau la Acapulco. Suntem în Mexicul profund, grevat de mituri, de superstiții, de tot felul de catastrofe, alunecări de teren cu tremure, inundații. Superstiția joacă un rol mare de tot în cartea asta și, repet, este o carte... Sigur că nu prea poți să spui frumoasă în însăși urățenia ei, dar cam ăsta este adevărul. Este o carte cu multă abjecție în ea, cu multe scene la limita suportabilului, cu multă fiere la propriu, cu sânge berechet, dar pe un pat de superstiții, mituri, credințe, rituri, obișnuințe, cutume, foarte, foarte pitoresc. Deci nu-ți vine să te duci, nu o să am la boarding pass la Mantosa, localitatea asta care nu știu dacă există de adevăratelea. Însă, cartea e o recomandare. Deci este, repet, o rapsodie a promiscului, scris însă cu un talent formidabil și tradusă foarte bine de Marie Malaicu Hondrar. Florile răului, cum ar veni? Da, florile răului la puterea 8-a. Adică... Păi neam rafinat. Da, știu. Era greu să pui acum câteva sute de ani. Da, există literatură de secolul 20, Octav Mirbeau, Grădina Supliciilor, îmi vine acum în minte. E apă de ploaie pe lângă ce aici. Da. Deci, Fernanda Melcior, Sezonul uraganelor, Anansi, colecția Anansi, grădinărită de Bogdan Alexandru Stănescu. La rândul lui, un foarte bun scriitor, așa cum a dovedit Abraxas. În Abraxas și nu numai. Asta da. Ar fi. Zic să semnalăm această prezență și poate o vorbim mai îndelung edițiile viitoare, dar să zic să semnalăm... Dacă tot am adus, o să spunem, da. Marius Constantinescu, Cafe Gourmo, la editura Nemira, în colecția Orion, de care se ocupă Laura Călțea Vinț. Am fost la lansarea cărții cu câteva zile în urmă și, pentru că nu avem noi mult timp acum, o povestim data viitoare. Dar poți să zici că e o colecție de articole. Este o colecție de articole din mai multe publicații și este colecția unui om foarte bine instalat în lume și care știe foarte bine să locuiască și să-și trăiască viața și să-și locuiască viața, că asta e de fapt miza acestei cărți. Pe Marius îl știu de, nu știu, 12-13 ani și dincolo de faptul că este mereu elegant, mereu articulat, este un om care pare să nu aibă inadecvări. Și pare să se simtă la fel de bine, asta am spus-o și la lansare, mâncând gângănii prăjite într-o piață din Asia de Sud-Est și prezentând festivalul Enescu. Și e același personaj. I-am spus, zic, marele meu pariu cu tine este să te pun să comentezi un meci de fotbal. Dacă și la asta te pricepi, înseamnă că ești absolut suspect. Dar e o carte cu mult parfum. De altfel, parfumul reprezintă un capitol din esența, să zicem așa, cărții astea, la un loc cu călătoriile, la un loc cu opera, să nu uităm, Marius vine dintr-o familie de muzicieni, la un loc cu literatura, la un loc cu familia, pentru că ai pagini foarte tandre despre Ioana, soția lui, care la rândul ei este un jurnalist cultural foarte, foarte bun. De fapt, și Maria, fata lor, de fapt, Ioana și Marius sunt doi dintre cei mai buni intervievatori culturali și jurnaliști culturali pe care îi avem noi. Noi avem și jurnalismul politic de tip Magda Grădinaru, da? Dar avem și jurnalismul cultural ilustrat la nivel de excelență de Marius Constantinescu și de Ioana. Și... cartea are și o grafică frumoasă. Nu-i la coperta asta minunată. O copertă splendidă. Și cartea în sine e o reușită, cum a fost și precedenta, care s-a chemat Rose și care a apărut tot la Nemira. La lansare, fiecare dintre cei care au vorbit, li s-a pus, Laura Călțea le-a pus întrebarea, în ce țară ați merge cu Marius Constantinescu? Și acum... Cărțile lui, numindu-se ultimele, numindu-se Rose și Cafe Gourmand, evident că am spus că în Franța aș merge cu el, mai ales că ne putem povesti Franța unul altuia foarte bine. Astăzi, cărțile de astăzi, ne întoarcem la Cafe Gourmand în edițiile viitoare.
Nu, ar fi timpul să vorbim și despre fotbal. Da, să trecem de la paradis la infern. Hai să vedem. Fotbal și fotbal amuc. Urmăriți vorbitorincii, partea fotbalistică, mai tentat în acest drum cu ceva schimbări importante de antrenori români. Și am spus ce-ți veni, adică ce poate să fie important. Fenomenul în sine mi se pare important, este un fenomen care continuă și care nu dă semne că s-ar întrerupe vreodată, până așa fel încât începe să semene toată povestea a musical chairs sau a dans cu figuri, pentru că încet încet vezi cum bună parte din antrenorii români ajung la bună parte din echipele din Liga 1. Eu mă uit pe un dans permanent. 4, da, 5. E destul. La 5, 16 echipe înseamnă o treime. Ceea ce e enorm. Și stai că nu știi. O să înceapă sezonul și n-ai de unde să știi dacă nu urmează o plecare sau vreo demitere după tururile preliminare sau după primele etape. Așa, Laszlo Balint a venit la Craiova. La Craiolguța. Da. Da. În locul lui Reghecamp. Locul lui Reghecamp. Nu știu pe Reghecamp dacă îl punem și el, că el deja și-a găsit echipa, da. Undeva ce în golf. A, iar a plecat da, în da, lumea da, da, arabă, da, 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 și-a găsit. Nu, în golf, nu în golf. Îmi scap acum, dar este o echipă din... Se joacă fotbal. Se joacă fotbal și sunt bani. Sunt bani mulți acolo. Da, Reghecamp nu a fost un antrenor vitregit de soarta banilor, ca să zic așa. Nu, niciodată. Nu, nici vorba. Niciodată. A fost un antrenor bine plătit, dar și un antrenor valoros. Nu la Baku s-a dus? Nu cunosc și nici nu găsesc. Mi se pare că la Baku. În orice caz, acolo. Nu e în golf, e în Eurasia, cred. În Eurasia, da. Da. În fine. Bun. Dar uite, deci Laszlo Balint la Craiova, Marius Croitoru la cealaltă Craiova. Da, Straniu. Vedem imediat. Ilie Poenaru la Arad, pentru că nu mai era Laszlo Balint acolo. Și la Chindia a venit Adrian Mihalcea în locul lui Emil Săndoi. Da. Cam măștea. Și la Botoșani, în locul lui Croitoru, a venit Mihai Teja. Da. Păi putem să ne uităm. La Reghecamp, sigur, un antrenor valoros nu și-a atins obiectivul. Da. Înțeleg în mare măsură de ce patronii echipei n-au mai vrut să stea alături. Părerea mea e o greșeală, dar puteau să-i mai dea o șansă sau nu. Eu cred că mai merita o șansă. Nu știu exact ce era în culise, dar faptul că antrenorul a fost decuplat de la, sau cel puțin așa, apărut, decuplat de la performanța sportivă pe perioada divorțului său tumultos, pare că a fost ceva ce peste care nu s-a putut trece. Eu așa înțeleg. Aparițiile lui, niște media ciudate, ore pierdute la miezul nopții. Da, dar el a avut așa ceva și la când era la echipe unde patronatul era și mai capricios. Sau la și mai exigent. Zici tu că a avut? Păi da, avea Prodan ca și Reghe. Avea un reality show. Păi era un reality show. Bine, nu era pe scandal, în cap. Era nu, pe da, pozitiv, era, cum ar fi. Nu știu. Ei, da, era, bine, ce-și doreau ei, lasă. Da, oricum, în mod normal, dacă spui, domnule, fără viraj în media, interziși și așa ceva. Da. Sigur, el a apărut și cu divorțul și cu el fiind figura secundară în divorț. El a fost mai degrabă la primire decât la serviciu. Da, sigur. A apărut și pe la alte, pe la un podcast, că vezi, astea sunt pericolele podcastului, și în tot felul de companii, să zicem, compromițătoare pentru patronat. Dar cred că el, ca valoare și ca experiență de antrenorat și ca talent de antrenorat, mai merita o șansă. Spunându-i se, măi, de acum încolo nu mai apar la televizor decât când se reînființează TVR Cultural, dacă o să te cheme. Da, e glumă, posibil brate. Și asta. Da. Ok, eu l-aș fi lăsat să continue. E un Marcovici slăbește la propriu, ceea ce este foarte bună pentru Craiova, există jucători, există lot, acolo există oameni valoroși, mă gândesc că și lui Balinti se va spune acum, noi vrem titlul, că
De astea la alte conference și semifinale de cupă și finală de cupă am tot avut. Noi vrem să luăm campionatul, că nu l-am mai luat de 10 de ani. Patronatul și-a luat un antrenor care are... Un antrenor ceva, serios. Un antrenor serios, da. Și probabil că asta a contat foarte tare. Da, și da. Domnule, cu omul ăsta chiar ne ocupăm doar de fotbal, da. Nu de mondialități. A, asta, pe asta pot paria cu siguranță, pentru că Laszlo Balint e un om care își vede de treabă, care nu pare confiscat de voluptăți mondene, da? Da, nici confiscabil. Da, da. L-am și cunoscut, un tip aplicat, un tip care a făcut treabă la UTA. A avut și el niște ghinioane de parcurs și o criză, o groapă de rezultate care i-au decis plecarea. Da, aici primește cadou o echipă cu câțiva dintre cei mai buni jucători din România și cu buget și cu regularitate mare la plată, echipă fără probleme. Are cea mai sigură. Ia cu Șepci. Da. Craiova e o echipă, Craiolguța e o echipă serioasă din punctul ăsta de vedere. Eu cred că lui Balinte se va cere titlul. Păi nu există altă opțiune la acest club și la investițiile făcute și la modul în care gândesc. Deci trebuie să aducă titlul, pentru că altfel, sigur. Da. El va fi judecat cu asprime pentru că vine din altă parte, nu e, n-are nicio legătură cu Craiova sau cu Oltenia măcar, cel puțin din câte știm noi, și exigența va crește. Pentru că pe un Cârțu, dau un exemplu la Nimereală sau altcineva, un Beldeanu, îl mai ierți că e de-ai tăi, mai ierți, mai dar tu știi că teoria mea el... că ca să ajungi acolo la sus, trebuie să fii mereu în preajma acelui obiectiv. Mie mi-e foarte greu să cred că are încă toate datele necesare să facă asta într-un sezon. Da. În două, trei sezoane, dacă îi se dă posibilitatea, cred că acest om poate să aducă titlul acolo. Poate, neputut poate, dar răbdare și timp... Asta știm că nu există. Nu există măcar pe piața neagră. Dar ai spus că te miri de Marius Croitorul la cealaltă. Mă mir și mai mult de Teja la Botoșani. Teja și-a asumat, cred, un risc uriaș. Mergând la o echipă care știe să joace și frumos, dar care tot pierde oameni. Și pierde de ani de zile și îi vinde. Nu știu dacă nu cumva odată cu Croitorul n-a dispărut și o parte din echipa de scouting a celor de la Botoșani, pentru că ei întotdeauna au fost lăudați pentru ochiul pe care l-au. Uite ce jucători, uite, l-au găsit pe Jonathan Rodriguez, care apropo a jucat bine la Botoșani, atât. Uite, l-au găsit pe Ungenda, uite, l-au găsit pe nu mai știu cine, mai erau niște mijlocași, un argentinian micuț, așa. Tot felul de descoperiri de astea, pentru care îți trebuie flair și îți mai trebuie niște ochi în afară de ochii tăi de antrenor. Ori nu știu dacă Teja va beneficia de aceeași forță de scouting. Mai degrabă mi se pare primejdioasă aventura lui acolo, aventurile în general sunt primejdioase, pentru că jucătorii continuă să plece, Dauaie, nu știu dacă ultimul, dar cel mai recent, nu prea mai rămas mare lucru din echipa aia care prindea play-off și care prindea cupe europene, au tot plecat, a plecat și Ongenda, a plecat și Așkovski la Sepsi, au plecat mulți. Pe cine mai e? Cu cine te mai lauzi? Ar mai fi, dar nu cine știe ce. Și de asta, Tejară și străin deloc. Și îl vine după ce? După nimic. Că nu poți să spui, domnule, recomandă rezultatele fulminante pe care le-a avut în ultima vreme. N-a prea avut. A fost mai degrabă sub performant. Da? Are un patron care nu e cel mai simplu interlocutor. Da? Un patron care are capriciile lui. Adică să ne înțelegem, patronul român nu seamănă cu patronul german sau cu patronul spaniol. Dacă patronul spaniol nu era Jesus Hilihil. E un patron care a dat continuitate și stabilitate acolo. Și Marius Croitorul a avut momente proaste și putea fi dat afară în nenumărate rânduri. Da. Dar asta nu s-a întâmplat și a stat, probabil că a fost cel mai stabil antrenor român din ultimii ani. Da. Mi se pare că da. A prins 4 sezoane? Da. Parcă așa. Da, asta deja e longevitate. În România. Mai mult. Un patron care schimbă greu. E adevărat că echipa a avut și o țăr de performanță. A avut ceva, a avut play-off-uri. A avut cupe europene. Și a avut un sistem valoros de umplere a buzunarelor. Și acum lui Teja îi se va cere rezultat. Da?
Se va cere play-off în orice caz. În orice caz sau calificare de pe locul 7. Pentru că play-off înseamnă și bani ceva mai mulți de la televiziuni, drepturile TV sunt ceva mai mari. Posibilitatea de a vende niște jucători cu succes, ceea ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce Botoșan tot face, de ani de zile vinde. Cu Marius Croitoru, ce problemă aveai că aici nu prea multe? Și aici mi se pare, e o problemă tot de mediu. Patronul junior sau senior al echipei este un tip nerăbdător. Și este un tip care, iarăși, își pune în valoare și în operă capriciile. Și un patron care se și pricepe, sau mă puțin crede. Prin urmare, așa cum a scăpat de Mutu după câteva etape, nu că Craiova ar fi jucat mare lucru, că n-a jucat aproape nimic, tot așa ar putea să scape și de Croitoru. Deci nu înseamnă că dacă a venit Croitoru, care a fost în play-off, acum Adrian Mititelu junior își va schimba obiceiurile decizionale. Puțin probabil. Echipa nu-i grozavă. Vestea bună, chipurile, ar fi reactivarea lui Gabi Enache. Cât de bună e vestea asta. Dar dacă ei se laudă cu așa ceva, s-ar putea să-i pândească un mare risc. Nu văd o campanie solidă de transferuri, cum a făcut Rapid, de exemplu, cum face CFR-ul. Că la FCSB am mici dubii. Au luat pe Buena, care n-a mai jucat de mult, pe Daua, care marchează de bine cu capul, dar mai și... O mai și festele este din când în când. Da, dar nici n-a dat nimic FCSB-ul. N-a dat, e adevărat. Are același lot de jucători. Bine, a plecat cei mai buni în România. A plecat Miron, că nu mai era de stat. E Cristi accidentat de multă vreme. Coman s-ar putea să reintre. Dar în orice caz, am o doză de scepticism față de Croitoru, pe care îl simpatizez. E un antrenor pe placul meu. E pe principiu ce e în gușă și în căpușă. Vorbește de cele mai multe ori când trebuie, uneori chiar și când nu trebuie, să mai stropșește la unul la altul, mai dă cu basca de pământ, l-a figurat că n-are. Dar e un antrenor colorat și care știe să-i impulsioneze pe jucătorii. Că am impresia că acolo s-a jucat și din plăcere, nu numai din teamă. Aici, la Craiova, nu știu cum o să fie. Complicat. Complicat, și eu da, zic complicat. Eu ce știu așa mai despre Croitoru, a fost un gest, o lecuță nesportivă a lui Dan Petrescu la adresa lui. Au avut ei niște clinci la un moment dat. Și Dan Petrescu a vorbit de la înălțimea fostului jucător, adică fostului mare jucător. Și a zis, am înțeles despre el că a fost un mare jucător și... Mă rog, o ironie de genul ăsta care... Nu cred că și-a avea locul în ciuda lucrurilor pe care și le-au spus el. Vorbind vulgar, decât o înjurătură de mort. Mai sigur a fost mai elegant. Sigur a fost mai elegant. Da. Știi cum e? Asta putea să-i zică Dan Petrescu și lui Mourinho, de exemplu. Și putea să-i zică cu ușurință, adică... Ba chiar și altora, dacă, te gândești bine. Da. Și ar mai rămâne Mihalcea la... La Chindia... Aici l-am înțeles. Domnul Sănătorii a făcut treabă sau poate că s-o fi săturat el. Adică a făcut și te demătase din coadă de câine. Că altceva... Bună expresie echipă, asta. Ce echipă să ai și acolo? E o echipă de supraviețuire, nu de altceva. Da. E o echipă pentru care reușita înseamnă păstrarea în prima ligă. Clar. E o echipă care aspiră la mai știu eu ce... Dar nu s-o fi supărat că au ajuns la baraj. Habar n-am, e posibil, posibil orice. După cum e posibil să existe și uzură. Uite, mai și saturi. Da. Să mai satură unii de alții. Da, se satură poate și jucătorii de el, și el de jucători. Plus că, să nu uităm, împreună se vor fi săturat de mizerile de arbitraj care i-au țintit sezonul ăsta și sezonul trecut. Este una dintre echipele avariate de arbitraj. Da? Să vedem. Dar în orice caz, 5 din 16 înseamnă foarte mult. Ca procent și ca frecvență și stai că ăsta e începutul. Să ne uităm cu plăcere. Hai, și ca să punem bomboana pe colivă și cireașa de pe tort, sau pe tort, hai să apucăm să vorbim și despre torturi, deși și astăzi, în mod evident, ne-am lungit. Oale, ulcele și tigăi. În finalul Vorbitorincilor vă mărturisim că încercăm să facem acest episod de o vreme îndelungată, această bucățică în care să vorbim despre torturi. Da. Aseară am mâncat un tort cu dublu mus de ciocolată. Albă și neagră. Albă și neagră și trecut printr-o
cum se zice, acoperire. Iar mă ceartă domnul ăla că habar n-am despre da, cenzură. Cu o glazură. Păi din afară. Ăla știu că sunt din afară, dar am mâncat o coreală plăcere și mi-au dat și acasă, deși am insistat. Am zis, domnule, nu. O glazură de ciocolată și puse niște fructe, niște căpșuni și niște fructe de pădure ca să-i dea un pic de aciditate să taie din dulceața aia. Și cum îi spune? Cum îi spune tortului? Da. Tort cu dublu must, probabil, ce, cum să zic. Da, nu, că forenoar nu cred că are două. Nu era forenoar. Nu, este așa tort, că este și cu dublu must la cofetărie la Arma. Da. Cu triplu must, ăsta era. Unde este la ce cofetărie? Am fost la o petrecere. Nu, n-ai spus. La Armand. La Armand, da. Da, știi Armand? Știu Armand. Cu triplu must, cu prăjiturele. Da, i-am luat odată, i-am comandat un tort tatălui meu de ziua lui și am tot ei luam tortul în formă de vapor. În formă de inspirat de povești din familie. Și de la Armand am luat un tort care reproducea florile răului. Era un volum frumos legat în piele de bivol și cu un trandafir diagonal cu modelerele flori de mat. Pe care l-ați mâncat. Da. Lau. Și lau, că tu n-ai mâncat. Eu mai puțin. Și ce era în tortul ăsta, în afară de coperta asta drăguță? Tot așa, erau mai multe creme. Una era de vanilie, alta era de ciocolată. Era și ceva caramel înăuntru, așa, pe pagina de gardă, cum ar veni. Și avea și blat. Avea și blat, sigur. Avea că și da. Blat. Da. Mi s-a spus că e cum trebuie să fie. Nu s-a dat. N-am vrut eu. Fost stoic, demn. Iau altele, ce la altele eu aici. N-am luat tort în formă de vapor, am mâncat, recunosc. Da. Și mamei am făcut un tort în formă de poșetă. Chiar noi de ce vorbim despre torturi? Că e ceva ce tu n-ai voie. Am și accentuat dublu. Da. Torturi sau torturi? Pentru mine... Torturile sunt torturi pentru că n-am voie. Și tocmai pentru că n-am voie, mă gândesc tot timpul la ele. Și mă gândesc că tortul, nu întâmplător, în Anglia și în America se numește birthday cake. Prin urmare, el implică ceva festiv. Da. O zi de naștere, în principiu, că da, e birthday cake. Noi, și nu știu dacă numai noi, probabil că nu, am desacralizat puțin de ceremonialul ce? Tortului. Tort oricând? Adică ai tort oricând. Nu e adevărat. E cum? Dacă găsești în orice cofetărie, găsești, ce idee bună, da. Găsești și la felie, găsești și la bucată. Nu găsești un tort pe care să-l iei pentru ocazie. Da, mă, dar pentru așa că ceva. Viața trebuie să fie bună în fiecare zi. Da, știu, dar e bun, adică poți să mănânci și altceva ce? În loc de tort. Prăjituri, bezele, fursecuri. Când am venit aici, ai fost cu mine la benzinărie să-mi iau și eu ceva de mâncare și nu ți-ai luat nimic. Deci nu am luat nimic. Suferința ta. Și n-am văzut, am văzut pentru prima dată în viața mea pe cineva care s-a uitat la o ciocolată, a luat o ciocolată din rațiuni grafice. Din rațiuni grafice și a zis, ce frumos arată asta și m-ar fi zic, dar dacă vrei, de ce n-am? Zice, n-am voie, nu pot acum. Și am zis, da, o guriță, uite, să ții. Și s-a uitat la ciocolată așa... Da, lăcrămos. Lăcrămos, cu dragoste, uite ce aici. Și a pus-o cu mințel la loc și a zis... Deci așa... Vorba aia lui Wilde cu rezist la orice, numai la tentații, nu e nepieritoare. Acum e la modă, să știi, un tort roșu. Așa. Nu mă întreba cum să face... Okay. Un tort roșu la o cofetărie de asta bulgărească cu diverse straturi, dar el e roșu așa și e foarte pufos, frumos, are un blat roșu cu diverse lucruri puse în el acolo. Aș fi zis o minunăție, nu e chiar cea mai, că am mâncat torturi la viața mea, dar e roșu, ceea ce îl face foarte interesant. Cromatic. Da, și e apetisant, așa, te duci să vezi, bă, ce-au pus ăștia în roșu ăsta? Da. Cred că știe toată lumea, dar să nu-i facem reclamă chiar așa, gratis, la cofetărie. Eu nu știu, dar nici nu întreb. E în toate mall-urile, cofetăria asta. Are... La cât intru eu în mall-uri, e ca și cum n-ar fi. Da, există și, am și eu, clasament de torturi, Doboșul e în continuare pe primul loc la capitolul tort, indiferent, adică nu indiferent, depinde Doboșul de unde ei. Doboșul ceva... făcut la Caransebeș e minunat. Ce mai place? Îmi plac torturi, dar nu le mai găsesc și acum dacă le-aș găsi ar fi inutil. Tortul de ciocolată cu portocale e foarte bun, iar Ruxandra Cesereanu de la Cluj... Cum mi s-a dus ca la Ancelotti mi s-a dus. Domnule, Ruxandra portocale să mănâncă rața. Da, la Mircea Dinescu se mănâncă multe cu portocale. Așa? Da. Numai portocalele se mănâncă cu lămâi.
Roxana Cesăreanu mi-a promis odată la Robert Șerban în emisiune, că am fost amândoi, că o să-mi fac odată când mă duc la Cluj tort de ciocolată cu banane. Are ea o rețetă. Și de atunci visez la povestea. Dar poți să-ți iei tu un tort de ciocolată și îți pui banane pe deasupra. Ce nu problemă? E același lucru. Mă, nu știu. Tortul de ciocolată se face cu cireșe. Lămâița concentrată de portocale. A, da. Deci tort de ciocolată cu cireșe puse pe deasupra, aia este super șmecherie. Da. Ce mai e? Tortul Richard. Chiesc ăsta. E un tort, un fel de doboș fără glazură, dar n-are nivelul de performanță pe care l-are doboșul. Mai sunt cele două torturi din copilăria mea, după care eram topit pentru că erau teribil de concentrate, cu ciocolată masiv, Joffre și Mareșal, care sunt veri primari. Păi, crema. Mareșalul, da. Da. Așa. Și care se și găseau în comunism la cofetăria Unirea, de la etajul 6 din magazinul Unirea. Nu mai este de mult acolo. Tortul tort pe care îl fac, l-au făcut mamele noastre, cel mai tort de tort din totdeauna este tortul cu mere. Da. Care știu. Este un blat de pandișpan, cred, după capul meu, peste care vin merele sau în straturi, așa, peste care se pune frișcă, peste care se rade ciocolată, că așa era pe vremea aia. Se lua ciocolată și se rade. Mama a făcut foarte rar tort de mere. Există, francezii au tartata, care bănuiesc că asta este. Că e cu mere în orice caz. Da, cred că e tartă, nu e tort. E tartă, nu e tort, dar e un pic de diferență că la tort e blatul mai gros, așa. Da, nu, eu am crescut cu tort de ciocolată și în general. A voi la București se găsea ciocolată, la noi cred că ciocolata în anii 70 încă se mai găsea, dar nu aveai nevoie de ciocolată Lind, da? Ciocolată Menaj, bineînțeles, cu aia lucrai. Nu, pe vremea noastră se găseau mere multe și probabil făină și ouă care să-ți faci treaba asta. Eu spun, tortul care nu m-a atras niciodată este tortul diplomat. În primul rând că era cam alb. E o chestie. A existat o perioadă hibernal, în care, da, cred că la începutul anilor 90, când am dat iama în diplomat, pentru că până atunci nu văzusem. Da, ok. Și atunci, mai este tortul de înghețată. Știu. Am avut ocazia, mai ești acum? Da, ești acum. Acum ați vine gata făcut de la fabrică și ei, erau de-astea mai artizanale, mai făcute mai de mâna omului. Exista un comerț în anii 70. Existau și în anii 80 și ți-am mai povestit eu că a fost o descoperire de ziua mea când a venit maică-mea cu tort de înghețată și am zis, înghețată. Uh-huh. Era înghețată de fragi sau căpșuni sau zmeură la mijloc, nu mai rețin, doar așa, după culoare, cu o glazură de înghețată albă și cred că avea și niște floricele tot de înghețată sau de frișcă, ceva, ăla a fost. Da. După care la Mainz, acum când am fost și există o gelaterie acolo unde se face orice pe lumea asta, se trece prin cap, inclusiv pizza de înghețată, care e o înghețată cu un fel de blat peste care să pun fructe, există și tort de înghețată în diverse feluri sau înghețată spaghetti, ți-am mai povestit eu, trece într-o mașină, era și tort de înghețată, de a mâncat copilul meu, am crezut că leșină acolo, că era fără lapte, știi, și putea să mănânce. Putea și el, Ai vezi? Și aia, asta e riscul când avem timp să facem rubrica. Da, ce te gândești acum? Mă gândesc masiv, să salivezi interior de nu se poate. Și mai există acum de niște ani această departajare. Deci ai torturi de zi de naștere, torturi de căsătorie, de divorț încă n-au apărut, torturi de botez, torturi de nu știu ce. Ceea ce e foarte bine că se întâmplă, pentru că înainte erau otova, erau tort și atâta tot. Da. După cum există torturi pentru care faci comandă și care pot să însemne minge de basket. Da. Că joacă la micul basket, rachetă de tenis, sâni. Am văzut și așa ceva. Am văzut și eu. Tricoul lui Messi. Tot felul, vaporașe. Spune ce am văzut ultima dată. Electrocardiogramă. Sărbătoritul era medic. Era medic. Nu era pacient, era medic. Da, era doctorul tatu și avea o electrocardiogramă. Foarte propria lui electrocardiogramă. Sunt interesante lucrurile astea. Sunt glume bune. Există o mașină care reproduce lucrurile astea. Mai complicate sunt alea cu formă. Fimiu a avut când era mic, a avut o mașină din Cars.
Știi? Celebrul film de desene animate Cars? Nu. Nu-l știi, dar eu îl știu că l-am văzut și de 5 ori pe zi cât putea să se uită copilul. Deci era impregnat în filmul ăla, avea 3-4 ani și era, întreabă, filmul e formidabil și eu m-am uitat de multe ori la el. Dacă vrei ți-l povestesc, că îl știu pe de rost. Nu, las. Cu o mașină de curse care este cam râzgâiată și greșește în cursă și la un moment dat greșind în cursă, mă rog, să ceartă cu camionul care... Da, așa. Tu chiar vrei să-mi povestesc. Da, nu da. Ba, o să-l vezi și o să-ți placă într-o zi. Serios că o să-ți placă, copii. A, dar nu pentru copii. Eu povestești de oameni mari foarte frumoasă, da. Dacă îmi dai timp de la tine, mă uit. Da. Facem un grătar și punem acolo, punem Cars. Și punem și coloană sonoră trupa Cars. Există care a cântat, acum nu cred că mai există, sau nu știu, Rico ca sexualistul a murit acum câțiva ani, erau cei care cântau Drive, care era un hit enorm în anii 80. Da? Da, un blues, de fapt. Păi să mă interesez aici. Celebră prin anii 80, da. Și mai este tort de biscuiți, dragul meu. Da, da, știu. Care poate să-i mai zică și salam de biscuiți din când în când. Da, sau da, poate ori fi diferite. Cred că sunt diferite, că salam are formă, mă înțelegi, de salam. Tortul are formă de tort. Da, cred asta fiind diferența dintre ele majoră. Da, 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 adică compoziția bănuiesc că e cam aceeași. Biscuiți cu cacao, nu? Să-ți formă biscuiții și aia. Eu am zis tort de biscuiți pentru că la noi, la magazin acolo lângă noi, să aduc felii mici puse în pungă. Na, ok. Și parcă scrie pe ele tort de biscuiți. Se poate. Da. Și cu aceasta cred că v-am făcut ziua. Dacă nu plecați din casă să luați tort acum, tot e una. Parcă îmi și închipui oameni care s-o opresc pe la cofetărie acum. Nu e deschis. Azi, că am piața mea din față de la Academia Militară, unde sunt dulciuri fără zahăr. Iau de acolo inclusiv salam de biscuiți fără zahăr. Există așa ceva? Ia. Da. Există, da. Și mai exista ceva, nu mai știu. Prăjitură cu nuci. Fără zahăr. Fără zahăr. Și fără nuci. Asta era în perioada comunistă, da. Fie și fără zahăr și fără nuci, fără făină și fără ouă. Bancurile alea, cum se face salamul de Sibiu, ce din cal și pui. Un cal, un pui. Da. Și tot acolo aveau și ceva care se chema halva fără zahăr, dar am aflat cu întristare că era cu fructoză, ceea ce m-a dereglat un pic și m-a făcut să renunț. În fine, asta e ediția de astăzi. Vă mulțumim tare mult. Vă dorim spor la treabă și, ce să zic, să ne auzim cu bine. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă tuturor. Ascultați Vorbi Torinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Thank you.